Bună dimineața tuturor încă o dată. Cred că e timpul deja să începem. Mai avem vreo două persoane care o să vin, o să apropie pe parcurs. Bună ziua și bine ați venit la evenimentul de astăzi, la cursul de instruire organizat de CCA în cadrul proiectului ANI, promovarea cultivării ecologice a pomușoarelor în Republica Moldova. Mă bucur că ați manifestat interes, mulțumesc că ați venit. Încă o dată, cursul de astăzi, cele trei zile, o să fie prezentat, citit de către doi traineri. Eu o să vi prezint acum. Este vorba despre doamna Tamara Șchiopo, consultant în marketing, alimentar și dezvoltare la Top Food Organic, și nu doar, și la Edna Gastronomică, și încă multe. Și domnul Tolkurs, soțul dumneei, de la Tolkurs Organic Partnership, da? Din Marea Britanie. Cursurile o să fie, prezentările o să fie citite de ambii traineri în limba engleză și în limba română, cu traducere. Dacă aveți întrebări sau neclarități, doamna Tamara o să vă explice mai detaliat. Deoarece sala este destul de micuță și compact, o să fie mult lucru în echip, o să fie interesant. Eu n-am să fiu prezent aici în sală, dar am să fiu alături, în caz de ceva, puteți să apelați. Zvonul drugul. Poate? Zvonul drugul. Da, exact. Deci avem partenerii noștri de la AgroTVA. Ei o să promovează întreg evenimentul, pentru că tematica este una foarte interesantă. Agricultura ecologică este în trend acum, este în dezvoltare pe piața Uniunii Europene și este ceva actual. De aceea, doar 20 plus persoane, cât am reușit noi să adunăm aici. Sigur că sunt mult prea puține decât vrem noi să transmitem acest mesaj, cărora vrem noi să transmitem acest mesaj, de aceea ei vor filma și după asta toate filmările vor fi disponibile tuturor doritorilor prin intermediul paginii noastre de internet și Facebook. Ok, eu transmit cuvântul doamnei Tamara, trainer, și vă doresc succes, o să fie interesant. Sperăm. Mulțumesc, Sergiu. Eu vroiam să vă rog, doamna, din colț, că nu o să vedeți acolo. Nu doriți să treceți cu scaunul aici? Îmi pare rău că sunteți în față. A, nu sunteți la curte. A, ok. Eu credeam că sunteți participant și o să vă piardă majoritatea. Bună ziua, bună dimineața încă o dată, dragi producători, fermieri, concetățeni, vă mulțumim mult că ați găsit timp și posibilitatea să vă alăturați acestui curs. Noi cu Sergiu discutam mai de mult timp când să organizăm acest curs și dumnealui vroia să fie mai devreme, prin luna august, prin luna septembrie, am zis că nu, lăsăm fermierii, lăsăm producătorii să-și strângă roada, să mai așeze un pic lucrurile și noi la fel. Și după asta, zic, luna decembrie, deja e lună foarte ocupată, mai ales pentru noi, înainte Crăciunului, sunt foarte multe vânzări, foarte multe alergări, traficul e foarte greu, biletele la avion sunt tare scumpe. Și de asta ne-am gândit noi că luna noiembrie e un timp așa mai reușit pentru instruiri, pentru fermieri, când aveți posibilitatea să vă uitați și la anul din urmă, cum a trecut și cum a fost, și să vă pregătiți și unele planuri deja pentru viitor. De asta sperăm că veți putea să stați cu noi aceste trei zile, câte jumătate de zi cât ne-am planificat, și vă mulțumesc pentru acest sacrificiu. Deci eu sunt Tamara Șchiopu. Am început să lucrez în consultanță cu producătorii din Moldova încă prin anii 96, când a fost primul proiect de privatizare a pământurilor la Orhei, un proiect acest. După aia mi-am făcut studii în Statele Unite, mi-am făcut studii în un masterat în administrarea afacerilor. Și pe domnul Ian Tolkurs l-am cunoscut încă de prin anii 1999, când l-am invitat în Moldova să
ne ajute să elaborăm standardele ecologice ca lege, pentru că nu, pe atunci în Moldova nu erau standarde eco, chiar dacă cineva vroia să cultive produse agricole după certificat eco, nu era lege și era imposibil să te orientezi la un cadru legislativ. Dumnealui a lucrat împreună cu domnul Boiencean de la Bălci și cu alții, domnul Senic, au elaborat primul set de standarde, care după aia, în 2005, a fost întărit de Parlament ca și lege. Bineînțeles că orice lege se află în continuă revizuire și perfecționare. Dar eu, da, deci aflându-mă în Statele Unite, dumnealui m-a convins că în Anglia timpul e mai frumos și mai bine. Și am trecut în Marea Britanie. Deja locuiesc din 2003 în Marea Britanie. Lucrăm împreună la o fermă eco. Și vreau să vă dau o mică prezentare. Dar mai întâi, ca să împărțim ziua asta de azi pe ore, ca să știți și dumneavoastră cine așteaptă și unde. Deci, prima oră și ceva o să facem cunoștință, pentru că și noi vrem să știm cine este în sală, pe unii dintre dumneavoastră vă cunosc. E bine să vă cunoașteți și dumneavoastră, o să vă dăm spațiu și timp pentru asta, o să vă spunem mai mult și despre noi. După care o să avem o sumarizare, o privire mai generală asupra piețelor eco din lume. Care sunt tendințele, ce se cultivă, unde se cultivă, cât se cultivă, care e diferența de prețuri. După care vom trece nemijlocit la un material mai fundamental despre agricultura eco. Ce înseamnă agricultura eco? Deci până ajunge la o definiție care cred că la sfârșitul acestor trei zile o să putem spune asta este un produs eco. Acum vom începe de la principiile fundamentale care stau la baza acestei agriculturi, principiile care sunt întărite de către Organizația Internațională pentru Agricultura Eco. După care vom avea o pauză de masă, vom avea ocazia să discutăm în timpul pauzii, noi vom fi cu dumneavoastră. După pauza de masă o să aveți un exercițiu în grup, unde o să vă rugăm să reflectați la ceea ce vă vom povesti noi despre principiile agriculturii eco, cum ați înțeles ce înseamnă, cum se aplică aceste principii la ferma dumneavoastră sau la unele dintre plantațiile care le aveți. Însăși procedura de a deveni un producător eco este una specifică și ne vom opri la acest aspect. Ce trebuie să faci atunci când dorești să devii producător eco? Această perioadă se numește conversie și conține două elemente foarte mari. Una e ceea ce trebuie să faci la fermă, de alta ceea ce trebuie să faci cu birocrații. Deci toate procedurile, certificatele, înregistrările, interviurile care trebuie să le treceți, pe lângă faptul că vă ocupați de niște lucrări foarte specifice la fermă. Iată, aceste două elemente vrem să le cuprindem astăzi. Și pentru a doua element, procedura birocratică sau formală de a deveni eco, noi am invitat-o de fapt pe Marcela Stahi, care este șefa Departamentului Agriculturii Eco de la Minister, ca să vă spună ea în persoană. Iată, dacă mâine vă treziți și spuneți eu vreau să devin producător eco, ea o să vă spună cât durează asta, de unde începeți, unde mergeți primul pas să o faceți sau ce număr de telefon trebuie să creați în primul rând ca să porniți pe această cale. Sperăm că dumneavoastră va fi. Deci asta este și, bineînțeles că atunci când o să aveți întrebări, ridicați mâna în sus și discutăm pe parcurs. Dacă o să avem timp după ora 3, noi suntem disponibili să stăm să mai discutați cu noi, dacă o să aveți întrebări. Și pentru ziua de mâine,
va fi o zi tehnică. Deci ziua de mâine va fi nemijlocit despre cultivarea pomșoarelor după tehnologiile eco. Aici eu o să-i dau cuvântul domnului Tolhurst. Astăzi eu voi prezenta sumarul situațiilor pe piață. Dumnealui va prezenta principiile eco, după care va prezenta conversia. Mâine dumnealui va preda toată ziua, eu o să traduc. Deci o să luăm toate culturile majore, de la căpșune la zmeură și așa mai departe, ca să mergem pe fiecare cultură, să vedeți că de fapt sunt similarități între principiile și regulile de cultivare acestor culturi atunci când doriți să le cultivați eco. Nu o să vorbim despre cum se taie planta, poate, sau cum se sădește, că astea sunt chestii care probabil dumneavoastră le cunoașteți. Vom vorbi despre specificul cultivării eco. Și dacă rezistați, mâine, deja joi va fi o zi mai lejeră. Voi prelua iarăși eu scena, microfonul, și vom vorbi despre cum comercializăm bine, am crescut aceste pomușoare, cum le vindem, cum le promovăm, care produse din pomușoare se vând mai bine, care sunt tendințele pe piață, ce vrea lumea în ziua de astăzi, vrea zmeură crudă sau vrea înghețată vegană din zmeură. O să avem niște degustări de niște produse care conțin pomușoare, să vedeți și dumneavoastră care credeți că ar fi mai atractive pentru consumator. Vom vorbi despre consumator, în ce cadru se intră consumatorul care doriți să-l aveți. Vă orientați spre consumatorul care are puțin bani și vreți să cumpere totul mult și mai ieftin, sau la consumatorul care e bolnav și le trebuie produse super sănătoase, sau la consumatorul inteligent care vrea să susțină un producător autohton. Deci chestiile astea o să le discutăm mai mult joi, o să avem, am zis, și degustare de unele produse și o să aveți și dumneavoastră ocazia să elaborați niște modele de promovare și comercializare a unor produse pe care le creșteți sau doriți să le creșteți la plantațiile dumneavoastră. Deci asta este. Mâine dimineață o să vă dau o programă detaliată pentru ziua de mâine. Astăzi v-am dat așa idee despre... În general, de fapt, dumneavoastră, în mapă trebuie să aveți acest program detaliat pe care l-am elaborat noi și pe care noi ne propunem să-l cuprindem în aceste 3 zile. Și acum un pic despre ferma noastră. Ferma noastră se numește Tolhurst Organic Partnership. Dumnealui este Ian Tolhurst, deci denumirea este una simplă, care provine de la numele de familie. Este, de fapt, și o practică foarte frecventă și în Moldova, atunci când fermierul decide să-și numească ferma după propriul nume. De ce nu? Mă rog, vă investiți timpul, eu știu, resursele, doriți copiii să poarte acest nume, este o practică foarte sănătoasă, atât doar când atunci când vindeți un produs, posibil să doriți să schimbați numele unui produs deja dacă este ambalat. Deci este deosebire între o companie și o marcă comercială. Deși de multe ori acestea sunt identice, de multe ori însă o marcă comercială poate să aibă un nume mai atractiv, mai, eu știu, elocvent, așa, ca lumea să înțeleagă, măi, asta iată ce e, că dacă zici, dacă vând agică și o numesc Tolhurst Organic, nu cred că mulți o să înțeleagă că asta e agică și prin ce se deosebește ea de alte sosuri care se mai vând la magazin. Noi suntem un parteneriat, suntem o companie cu interes comunitar, ceea ce înseamnă că noi ne punem scopul ca produsul nostru să servească un bine comunității noastre. Deci, ceea ce facem noi, nu facem ca să ne îmbogățim,
dar facem ca să aducem un bine, ca să lăsăm un bine în spatele nostru. Este un model de business care noi acum îl dezvoltăm și îl promovăm în Moldova, business social. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să creăm profit, pentru că dacă nu am avea profit, ne-am fălit. Deci profitul este numărul unu în business, dar profitul acesta nu merge la îmbogățirea proprie, dar merge la atingerea obiectivelor acestei companii. În așa fel, noi suntem atractivi și pentru fonduri și granturi, care de obicei nu prea dau bani la companii private, că, mă rog, ei nu știu ce se întâmplă într-o companie privată atunci când ai un grant. Atunci când este o companie socială, cu o administrare mai transparentă, un model de conducere mai deschis, atunci și finanțatorii au mai mare încredere în asemenea companii și prin acest fel noi reușim să accesăm unele granturi ca să dezvoltăm unele aspecte ale companiei de care mă ocup eu. Dar, în esență, noi suntem o fermă. Suntem o fermă de legume și produsul nostru de bază este mâncarea. Produse alimentare care merg direct la clienții noștri, în Marea Britanie. Deci, ferma noastră cuprinde în jur de 10 hectare de pământ. Aici, în imagine, vedeți, se văd aceste două câmpuri. Nu credeți că toată e ferma noastră. Deci, iată, ăsta este un câmp, right? Și ăsta este al doilea câmp. Ceea ce ați văzut slide-ul anterior este o grădină. Deci, avem aceste două câmpuri. Dar vedeți că suntem plasați într-o regiune foarte frumoasă. Și să știți că asta nu este, să știți că asta este foarte important pentru succesul unei ferme și locația unde te afli. Pentru că avem și plăcerea să ne aflăm acolo și chiar nu vrem să plecăm de acolo. Asta este primul lucru care ne ține, este faptul că ne place să fim acolo unde suntem. Și ne place să facem ceea ce facem. I have no idea where to switch it off. Dacă becul ăsta se poate destins, ca să se vadă mai bine la dumneavoastră. Ok, se vede? Deci noi, ferma Tohărst Organic deține simbolul ecologic din 1976. Deci avem anul ăsta, în septembrie, am plinit 40 de ani de când suntem o fermă eco. Suntem una dintre primele ferme eco din țară. Am început când încă nu exista nici lege, nici asociații, nici standarde. 40 de ani, în legătură cu aceasta, anul ăsta am editat și o carte, Back to Earth, care de fapt este o antologie a articolelor scrise de către domnul Tohărst pe parcursul a 40 de ani, articole care au fost publicate în foarte multe reviste și site-uri. Eu le-am adunat 3 ani, am lucrat până le-am găsit pe toate și am publicat această carte pentru a, în primul rând, ne aduce și asta un venit, într-al doilea rând, ca să valorificăm cunoștințele care s-au acumulat de 40 de ani. Este o carte foarte frumoasă, puteți să vă uitați, dar este în limba engleză. Dacă doriți să o procurați, noi avem câteva. Deci noi la ferma noastră avem, ați văzut că avem câmpuri deschise, avem grădină deschisă și avem solare sau tuneluri care nu se încălzesc. Avem principalul nostru produs sunt legumele eco. Avem peste 70 de feluri de legume, de culturi, dar fiecare are câte 4-5 soiuri, deci avem peste 200 de soiuri de culturi pe care le cultivăm și le vindem pe parcursul întregului an. Deci 12 luni din an, 52 săptămâni pe an, religios, vindem legume la consumatorii noștri. Și unele legume, bineînțeles, având în vedere clima dată, cresc mai bine în solarii, ele nu sunt încălzite, dar ne protejează și măresc, să zicem așa, sezonul de cultivare.
Ups. În afară de aceasta, mai relevant pentru dumneavoastră, nu știm dacă și dumneavoastră creșteți legume, dar o să aflăm mai. Avem și căpșune, deci pe o suprafață de, did you say points of a hectare? 0,2 hectare. Și avem zmeură hibrid, nu știu, mi se pare că Moldova se numește cușma lui Guguță, așa mare, țuguiată. Teibere se numește, ea crește la noi pe un perete care este mai cald. Avem mere pe care le-am sădit 2-3 ani în urmă. How many trees, apple trees? With 60 de pomi de mere care vor începe a da roadă în decurs de 2-3 ani. Între pomii de mere am sădit flori ca să putem vinde flori în primăvară când nu prea avem altceva ce să vindem. Am sădit și plante de rubarb, care de asemenea sunt foarte devremi și ne vor ajuta să sporim fluxul de capital și venitul în primăvară, în martie-aprilie, când chiar este foarte și foarte greu pentru un fermier. Atunci se duc toate cheltuielile la semințe și materiale, dar de vândut avem mai puțin. În afară de faptul că noi vindem legume, fapt care nu ne-ar permite să supraviețuim, deși sunt eco, vânzarea de legume nu este suficientă ca să supraviețuiești, ca să plătești salarii, ca să ai un trai decent, de asta noi căutăm cum să mai, ce să mai vindem, de unde să mai generăm venit în companie. Deci noi organizăm, asta este încăperea noastră de împachetare, aici se împachetează legumele în fiecare săptămână, dar noi aici organizăm și seminarii pentru fermieri. Scoatem mesele pentru împachetare, punem scaunele, ecranul și aici organizăm destul de multe seminarii regionale sau naționale sau internaționale. Uneori vin alți traineri spre dă, dar majoritatea sunt seminarii predate de către noi și vreau să vă zic că se câștigă foarte bine din asemenea activități la o fermă. De asemenea, vin mulți fermieri în vizită, ca să învețe, ca să vadă de la noi. Vizitele se fac mai mult în sezon, când ai ce vedea, când sunt mai multe culturi. Unii fermieri, după asta, zic, știi, eu vreau să te chem la mine la fermă, că eu am venit, am văzut, am înțeles ceva, dar n-am prea înțeles mult. Eu vreau să vii la mine la fermă. Și de aici se creează încă un mod de a câștiga, și anume prin consultanță individuală. Atunci când se încheie un contract cu un fermier de 3, 4, 5 ani și acest fermier primește constant consultanță, sfaturi, informație pentru ferma sa. Bineînțeles că aceste servicii sunt mult mai scumpe decât un seminar sau o vizită în grup la ferma noastră. Și nu mergem mai departe. Dar vreau să vă zic, iarăși mai relevant pentru, este o ilustrată din această carte, dar e bazată pe fotografii din 81, când domnul Tohorst abia începuse să planteze căpșunele. De fapt, el a devenit primul și cel mai mare cultivator de răsad de căpșune eco din Europa. Deci erau specializați nu atât pe vânzarea de căpșune în sezon, cât pe vânzarea de răsad, care este mult mai simplu de-l vândut, că el nu se strică, nu putrezește așa de repede. Îl împachetau în cutii și îl trimiteau prin toată Europa. De ce a încetat această activitate, o să vă spună el pe parcurs sau o să-l întrebați dacă o să uite cumva să vă spună. Dar iată că de la un început de pur și simplu căpșune, cu timpul viața și experiența a schimbat lucrurile în așa fel ca să devină un cultivator de foarte multe legume și mai mult, deci un consultant în domeniul căpșunilor, în domeniul legumelor și în domeniul agriculturii eco, pentru că elementul eco a fost și a rămas din prima zi a ocupației agricole a dumnealui.
Deci asta a fost un scurt, așa să zic, o scurtă prezentare despre noi. Bineînțeles că se poate de vorbit mai mult, dar o să avem ocazia pe parcurs. Toate temele care o să le trecem, o să le prezentăm prin prisma fermei noastre. Deci atunci când o să vorbim despre principii sau despre conversie sau despre cultivarea căpșunilor, atunci o să fie și slide-uri și informații de la ferma noastră, în așa fel că o să aflați mai multe despre noi. Dar acum vrem să aflăm și noi câte ceva despre dumneavoastră. Și mai mult, ziua de mâine și poi mâine, vreau să o ajustez ca să ne orientăm cât mai exact la ceea ce prezentați dumneavoastră ca și producători. De asta prezentarea o să fie un pic așa, mai puțin obișnuită. Eu o să vă dau câte o foaie unde o să vă rog să vă scrieți informația despre dumneavoastră. Deci foarte scurt, aici se întreabă numele, ocupația de bază. Unii dintre dumneavoastră probabil că nu sunteți fermieri profesionali, poate intenționați, dar acum sunteți, eu știu, profesori sau ingineri sau ce. Deci aceasta fiind de ocupația de bază, sau student, eu știu. După care, ce pomușoare cultivate aveți sau planificați? La ce culturi vă gândiți, vă interesează? De asemenea și suprafața, un hectar, 20, 100, iarăși ca să avem idee cu cine vorbim aici, că poate avem aici antreprenori cu 1000 de hectare de căpșune și noi cu 0,2 hectare cred că o să avem ce învăța de la dumneavoastră. Ne interesează și regiunea din care veniți, fie că sunteți din Soroca sau din Transnistria sau de la Cahul sau unde. Dacă aveți alte culturi în afară de pomușoare, dacă aveți porumb sau struguri sau, eu știu, notați vă rog aici ca să știm cam din ce conține ferma dumneavoastră și la fel dacă sunteți cumva cu statut eco sau poate sunteți în conversie. Dacă nu se referă, pur și simplu scrieți nu sau lăsați locul gol. Vreau să știu dacă cineva nu are pix. Cine nu are pix? Toți au pix. Deci eu vă rog, vă dau așa un bun 5-10 minute să vă notați acestea, după care o să vă rog foarte scurt să citiți de pe foaie ceea ce o să scriți ca să audă și restul, da? Noi o să le luăm pe urmă acasă și o să le studiem mai atent ca să ajustăm un pic conținutul de mâine și poi mâine. Dar dumneavoastră o să aveți idee cine este în sală, pentru că nu avem nu avem etichete de nume, o să fie cam greu să ține minte cine și cine reprezintă. A, dumneavoastră nu sunteți, da? Poftim. Deci, înscrieți informația despre dumneavoastră. Exact așa cum este, la moment, sau, mă rog, planurile care le aveți. Și deja o să avem o idee mai bună despre noi înșine, cine este în sală. Yeah, but we're going to take them home tonight. Sunteți două persoane? Da, singur.
Chizil. А, да-да-да, туда же. Все, что есть. У вас дикие, да? Нет, у меня. А вы выращиваете, да? Кизил вы выращиваете сами. Apare, da? Da, unde-i doamna? Poate mai bine să freacă aici, că nu o să vadă de acolo. Nu, aici, a, ok. Dacă ceva streceți în partea asta aici să vă așezați, o să fie cam acest băiat cu camera și o să vă... Haideți să luăm. Ah, da, este un scaun aici. Totally. Can we get the... Can you give the chair to the lady and you sit on this one? Și dați-vă aici, că acolo o să vedeți rău. You take this one. Nu, nu, până când țineți-le, pentru că eu o să vă rog să prezentați pe scurt ceea ce ați scris și să vă uitați pe poezie. Cam văd cam toți au scris, da? Haideți să începem de la doamna din Polț, dacă doriți să vă prezentați după cum ați scris. Reprezint cooperativa de întreprinzători de orfedar din satul Căzănești, Traiorul Tenești. De fapt, cooperativ. Cel care sunt doamna, pedagog, lucrez director la grădinița de copii, dar profit din pedagogie cam puțin și într-un familie și cu prietenii, cu vecini, am hotărât să ne cooperăm ca să facem ceva. Ne ocupăm cu pomușoarele în mare parte cu coacăză. Avem 4 hectare de coacăză. Dar mai avem și zmiul 40 ani, a grijă 15 ani și eu știu 15 ani. Suprafața totală a cooperativei constituie 60 de hectare. Avem, pomușoarele sunt o mică parte a suprafeței lucrate, de fapt lucrăm cu pepine verde, pepine galben. Pentru că aici nu avem certificat, dar lucrăm eco. Creștem grâu, purun, floarea soarelui. În cereals. Cam atât. 70 în perspectivă hectares. Vrem să ne aprofundăm, suntem foarte interesați de creșterea căpșunului. Dar sunteți înregistrați ca cooperativă, da? Da? Este o entitate juridică. Da, da, noi suntem înregistrați ca and cooperativă they want to grow more strawberries. Constituim 14 membri. La noi în Moldova este foarte greu de a vinde și am hotărât gazda este tot și o care foarte bună de a coopera. Pentru că o persoană nu poate și să crească și să vândă și să facă toate lucrurile. Și dar în echipă este puțin mai ușor. Este o cooperativă de consum sau este de servire? Este o cooperativă de producători. A, de producători, chiar da. Mulțumim mult. Sper că o să vă fie de folos cursul da, de astăzi. Da, sperăm și noi. Mersi. Dumneavoastră? Numesc Ivana. Sunt din Raiul Chilenești, statul Scarpinghei. Deci, de profesie sunt de profesoară, dar în prezent avem deschis o sărănă care e o serviciu de modărit. Acum prezent firma Feciorului, care a deschis-o la 19 ani ca gospodărie țărănească. Ieri e plecat la dumneavoastră în țară, lucrează acum. Să spun și vin la noi, în ascuție. Și are plantat o plantație de coacăză neagră, roșie. Black currants, red currants. Gooseberries. Dar cât are plantat? 75 ari. Ari sau hectare? Hectare. 0.75 hectares. 75 ari. 75 ari, da.
acum anul acesta am mai încercat să plantez 0.05 ari pe căpșună. Hectare, da? 5 hours of strawberries. 500, da. Și are plantat 30 de pomi de coarnă. And 30 bushes of cornus. You know cornus? Întânsă așa, poate are 2 hectare de lucrare, asta e. Mulțumim, neastră. Raspberry. Только переработка или выращивание? Мы ее выращиваем. Raspberry. Вот, занимаюсь переработкой, сушу. И сейчас уже выхожу на рынок с мукой. А какая у вас площадь? 2 hectares. А вам, вы поймете на русском? Ну, да. А на английском поймете? Хорошо. То есть с двух сторон, если что, спрашивайте. Хорошо. Neastră. Eu lumez în Sibriero, am în posesie 18 hectare pământ privat, în care, pentru că am adresat mușoare, că am posibilitate cu 2 hectare și cu 60 de ani să duc apa, e aproape, cel mai aproape de 200 de metri de la râul Prut. So he's got 18 hectares, but he's not growing anything. Sunt consultant la Asociația Obștească Agroinform de Iene, sunt interesează ca să promovez acest lucru. He can irrigate 2.5 hectares and he's thinking of berries. Am participat mult la primul seminar, sunt foarte mulțumit de proiectul ăsta. Noi am lucrat, eu am lucrat cu Agroinform prin anii 2000 și... Deci nu, încă nu aveți pomușoare, dar vă gândiți dar, ce să cultivați da, pentru că puteți să irigați doi întreg și... Sunt producător de lapte, știți cum ar fi, e greu și, și pomușoarele, dar oricum mai este o leacă de odihnă, se poate că mi-ai căutat sănătate și mergem în perioada a doua, dar... Dar acum aveți vaci? A zis ceva de lapte, produceți lapte acum? Produc, da. Ah, he's a milk producer. He thinks milk is too hard. Soțul meu a început în 74, 4 ani a lucrat. Dumnealui 4 ani a lucrat la o fermă de vaci și că avea copii mici, unicul lucru și-a găsit că acolo i-a dat și o căsuță unde putea să trăiască. Și 4 ani, la 5 dimineața, la mulți, zi de zi, că animalele nu știu nici de alegeri, nici de culegeri, ele trebuie ca de parte și hrăniți. 160 de vaci pe zi avea grijă. Prea mult lucru, într-adevăr. Poftim dumneavoastră. Goji berries. 1 hectare. Deci anul acesta am luat prima producție. 1 hectar de goji. Așa. Vă interesează cumva, vă gândiți la eco, da? Da. Ok, mulțumim. Gennady? He runs the Berry Producers Association. He's not a producer. Câți membri aveți în asociație acum? 50. And they're hoping to get 200. Nu am business în agricultură, dar știți, poate. Da, nu știu. Perspectiv. Dumneavoastră? Suntem un start-up, un startup, un produs de pomșoară ecologice și
Și? Liofilizare. Asta e uscarea, da? Sublimare. Aha, uscare cu, da, dry freezing. Da. Da, ce culturi? Începând de la tare multă de dată am fost fascinat de mor și afin, planificăm Aronia, Lonicera. Da, deja ați început, aveți... Acum suntem în faza inițierea conversiei. Dar ele sunt sedite plantațiile sau? Am înțeles. Conversia sol, am înțeles. So this is a team of... Și câți sunteți în echipă, câți persoane? It's a team of five. They have plots all over the country, starting converting the land into organic, and they are looking at dry freezing berries, fascinated by blueberries and blackberries, but also... deci a zis afine, mur... Aronia și Lonicera. Habar n-am ce e asta. And they think of Aronia and another. Puteți scrieți în latină denumirea pomșa? Lonicera, da? Lonicera. Lonicera. We'll need to... Da, bine, că ne uităm acuși în calculator. Ne uităm în calculator. N-ați adus o strachinoță. Se gustăm. Some very early berry. We will research it. Yeah, yeah. Bun, mulțumim. Doamna Aneta, da. It's got Aronia, 3 hectares. Raspberry, 1 hectare. And he's thinking about another hectare of Lonicera, this early bird, but hasn't got the material yet. And she also has 7 hectares of cherry trees. She's quite skeptical about eco, but she wants to learn more. Organic. Clarifice, să aveți o... Da. Da. Poftim. Uh-huh. 1.7 hectares of strawberries for 3 years. Also cherry trees. Uh-huh. And also 3 hectares of intensive orchard. And also have vegetables. Dar ce suprafață în total aveți? 40 hectares în total. Mulțumim. Sergio, ați dorit ceva? Mulțumim.
Honeysuckle. Ok. Eu am honeysuckle acasă, dar nu știam. Poftim. Deci, mă numesc Lena Cheana, sunt ocupație de bază, perceptor de scala primării de sat. Sunt în moment în concediu de maternitate. Pomșoare cultivate, ce am zmeură, anul ăsta, 30 de ani. 30 hours of raspberry just planted this year. Two hectares of garlic. Le intercalați? Sparc la mănăstire, la Biocamara, ei intercalau usturoiul în nu știu care pomoșoare, că spuneau că ajută... Am înțeles. Da, ne pare rău că v-au furat. Deci trebuie pazne. Le-au smuls, chiar le-au smuls de... Dar nu le-am mâncat? Nu, mulți sunt cu un braț, a rămas în capăt, ca cum ar fi, eu să știu. S-a uitat. Cât? 10 ore? She had planted 60 hours of raspberry last year and they all got stolen in winter. Poftim. Just planted 100 pieces of black currant. Thinking about the community business in the village. And very interested in the yellow berry, you know, the one that makes oil. I'll write it in English later. Mulțumim. She's got 1.5 hectares of blackberries. Poftim, dumneavoastră. Mă numesc Mărza Anatolie. Puteți stați jos dacă vă mai comod. Am ocupație, sunt șofer de profesie. Am murit în jur de 0,80 Hectare sau what? 80 de ani. Aha, 80 hours of blackberries. Three varieties. Mai am și a patra, dar a patra nu-mi convine. E tipul, un mură... Taibri. Taibri, da. Care și noi avem. Nu-mi place. Și o roadă puțin. Dar cum în română îi spuneți la taibri? Taibri. Da. Deci 80 de are, vezi, da. Și deja ai comercializat. Da, primul ca primul an. Primul. First crop was this year. Și o lea că nu faci eu. Bine, haideți așa. Îmi pare rău, poftim. Mă numesc Cristina Lina, deci eu am zilele și administrez, de profesie sunt medic, am dat de reanimație de noi de stupul, dar exact așa, cum mișnie prin moștenire, un pământ care n-am vrut să-l vând, l-am schimbat cu alt pământ, mai pe alt curaj. 10 hectare pământ am în total, deci aproape 8 cultiva conservation cultivate, un hectar cu acăză care își vrea cam pământ. 1 hectare of currants. And thinking about aronia. 1.5 hectares of aronia she's growing. Varonia, yes, and blackcurrant. Coacăz... Maybe 2 hectares of varonia. Aronia, deci aronia e o cultură care se poate crește eco,
She thinks it's easy to grow aronia organically. It's more difficult to sell it. Poftim. Numesc Aurelie Victor, eu sunt proprietar de firmă de lucrare în metaluri, cu am suprafață de 24 de ani, unde se crește 24 fel de fel de forme, fel de peri, am 32 de soiuri, mere 24, lots of varieties of pear, apples, peaches, it's like a collection of all sorts of plants, grapes as well. Strawberry and raspberry. For family consumption. Would like to learn about organic practices, not for selling, but for their own use. Mulțumim. Seven hours. Black and red currants, gooseberries, blackberries, raspberries, red and also alpine berries, barberries. The cornus, hawthorn. And wild berries. А вот вы говорили, у вас 7 соток, но вы вы собираете из диких. Вот у меня посажено. Да. Я вам сказала то, что посажено. Да, и да. У меня, значит, я. Потому что мы будем говорить и про дикую природу, потому что она тоже входит в. И сколько у вас дикой природы? Какая у вас площадь? Вся Молдова? А вам не поставили границы, вот когда сертификат выделяли? Значит, я взяла информацию о тех местах, где я собираю. У меня есть 2003 года, там не обрабатывается. Да, то есть есть какая-то местная площадь, которая сертифицирована. Да. Лесоводство, кто имеет право обрабатывать. То есть это экологически чистое. Да, de ce întreb? Pentru că o să vorbim despre suprafețele eco necultivate, sălbatice, care de asemenea sunt reglementate de principiile și legile eco. Și avem aici o doamnă care deja aplică aceste permisiuni. Deci fără ca să le cultiv, având certificatul eco pentru anumite suprafețe sălbatice, aceste produse pot merge ca și produse eco. Și moi участок находится в Ungenskom районе, в комуне Синеж. Я также выращиваю пряно-вкусовые томаты, ревень, спаржу. Also condiments and vegetables. Yeah, herbs. Нахожусь в конверсии второй год. Second year in conversion. И большое внимание я выхожу на рынок не со свежей продукцией, а переработкой. Она, she's processing everything before selling. Прямые поставки потребителям, прямые, на рынок. And sells directly to. Хорошо, очень интересно. Будем говорить про маркетинг в четверг. Повторим? Да, жестко, оно требует. Студент, да. Uh-huh. Mure.
he's thinking of growing 50 hours of blackberries. Hasn't started yet. Mulțumim. Dumneavoastră împreună sunteți, da? So they have 3 hectares of land that they want to grow blackberries, raspberries, and strawberries, but haven't started yet. De unde sunteți? Criuleni. E aproape de Nistru? Nu, de departe. Dar ce mai mult mă interesează materialul sector. She's very interested in growing plants for strawberries, strawberry plants. Propagation. Poftim. În primul rând vreau să mulțumim CCAU pentru că ne-au acceptat în acest proiect. Mă bucur faptul că mai sunt colegi care nu sunt de bază. Eu credeam că o să vin numai oameni care sunt din domeniu. De asta și-am vrut să vă cunoașteți, ca să vă simțiți în apele voastre. Sunt cu agricultura, deci doar 4 litri din spate. Eu sunt din cultură, sunt șeful secției cultură. Am o practică de vreo 20 de ani în acest domeniu, fiind crescut la țară, din satul Otoal, un sat bine cunoscut, prin Nicolae Pistimițeanu. Avem 3 hectare de pământ. La moment, în deoseb, ne-am specializat, dar am crescut, pot zic chiar fără să știm că creștem plante curate ecologice, ne folosind pesticide, ierbicide, absolut nimic, doar îngrășăminte naturale. La moment avem o plantație de nucare, de 260 de nucare care deja au intrat în roadă. Avem primele rezultate, primele vânzări, miez de nucă. Am mai plantat în 2014 încă 132 de poieți de nucare. Am 132 de pomi fructiferi din mai multe soiuri, no, so fruit de vin, trees, 400 grapes. De butaș am sădit începând din 2014, anul acesta încă 300 am mai sădit. Și pomușoare, deci, pentru familie, pentru că noi, în general, familia noastră consumăm tot ceea ce creștem noi. Cumpărăm foarte puțin de pe piață, ceea ce nu avem noi, dar în generic cu folosim tot ceea ce creștem noi. Am 2 fete și 3 nepoți care sunt mari susținători ai modului sănătos de viață, deci una din ele este vegană, eu nu consum carne de 3 ani, consum doar pește și lactate, așa în măsură. Asta pentru că m-ar interesa, am venit aici pentru că vreau să cunosc mai multe. Am posibilitatea, deci cu suprafețe să cultiv și mai multe pomușoare. He'd like to grow some berries. He has about 20 hours of raspberry, currants, gooseberry and strawberry. But would like to grow more. He's thinking about retiring from his job, which is in culture, to increase his farm enterprise. Da. Ne-ar place nouă. Nu, că ne-a promis că dă oricum cu Trump o să dea mâna. Cu Trump, la sigur. Da. Eu aș vrea cumva să facem ca să luăm adrese, cunoștințe, chiar okay. Sunt foarte multe persoane care m-ar interesa ce aici cultivă din asta loc. E foarte simplu de făcut, pentru că avem lista deja, putem să o copiem, să mă dăm. M-ar interesa mai mult materialul săditor, adică ce aș putea, de unde aș putea să iau materialul săditor. It's interested also in planting propagation material. Cu marketingul, deci noi realizăm tot așa, prin cunoștințe, am câteva restaurante la care am cultivat ceapă, usturoi, morcov, sfete roșii, toate astea le cultiv printre And also vegetables that he grows with between the trees. Deci realizăm prin cunoștință acum
prin rețele de socializare, realizăm miezul din nucă. Bravo. O să aduc mâinile ca să îl degustăm. Chiar vă rugăm, da. Bine, că eu acum o să am un apel către tot să aducă, dar deja când trecem la partea de spaș. Eu pot să aduc aici pentru realizare. Mulțumesc mult! Poftim, vă mulțumim mult că ați venit și dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Oprea Mihaela. Mihaela îmi spune, sunt operator aici în Chișinău, dar părinții din satul Gălești, Traian Ostrășeni, au cam un hectar de pământ arabil. Așa. Și am fi interesați într-o plantație de afini. Okay, so they have a hectare of arable land and they're thinking about growing blueberries, not blueberries, yeah, blueberries, and she doesn't know whether it makes sense or not. Cât ne permite solul și climă. Okay. Să vă apropiați, o să fiți 3 zile cu noi, da? Da. O să-l prindeți în pauză, cumva, pe soțul meu, referitor la afine, pentru că nu mai sunt aici cu afine și de asta nu cred că o să trece mult timp, deși o să vorbim despre ce trebuie să aflați mai întâi, înainte de a hotărâi ce culturi vreți cultivați, da? Pentru că nu toate culturile se potrivesc la dorințele noastre. Bun. Eu cred că acest exercițiu a fost destul de folositor, pentru că ne s-a creat o impresie despre cine este în sală și mă bucur că vă simțiți comod, că nu suntem toți fermieri profesionali. Eu nici atât nu sunt fermier. Eu las fermierița pe spatele fermierului. Eu mă ocup mai mult de promovare și dezvoltare. Și am înțeles că deci suntem producători mici și mărunți, diverși, cu mai multe feluri de culturi, nu doar un fel de pomușoară. Am înțeles că suntem persoane cu mai multe seturi de experiență și deprinderi practice, cum este contabilitatea, eu știu, juridica, educația, prezentările, chestii care pot fi foarte utile într-o firmă. Pentru că uneori trebuie să prezinți, uneori trebuie să desenezi ceva, uneori trebuie să cânți ca să meargă vânzarea mai bine. Da, de contabilitate nici nu mai vorbesc. De asta toate cunoștințele și toate deprinderile practice trebuie utilizat într-un mod sau altul, dacă nu la fermă direct, poate să ajutați un membru a familiei care la rândul său vă poate ajuta la fermă, etc. Deci noi vreau să vă rog să-mi transmiteți aceste fișe, pentru că eu de seară o să le traduc pentru domnul Tolhurst și o să studiem încă o dată ce culturi sunt cuprinse în această sală, ca să atragem atenție mai mare la aceste culturi, nu doar cele care le cultivați, dar și cele care doriți să le cultivați. Și, de asemenea, eu pe mine mă va ajuta să vin cu niște idei provocatoare, cu niște exerciții în ziua a treia, în ceea ce privește promovarea și comercializarea pomușoarelor. Înainte de asta, până ajungem însă la partea tehnică și practică, mi-am propus să vă dau un tablou, așa să zic, a agriculturii eco în lume. Vreau să vă spun de la bun început că datele despre pomușoare sunt foarte și foarte puține. Chiar în țările unde este o practică foarte riguroasă de acumulare a informației de la producători, însă și pomușoarele, câte, ce fel de soiuri, asemenea informații nu se prea adună. De asta, la nivel global, aceste informații sunt și mai puține. La fel vreau să vă zic că este mai ușor să găsești informații despre situația în lume, despre situația în Marea Britanie, în Europa, în Oceania, decât în Moldova. Informația practic nu există.
Eu sper că prin intermediul asemenea asociații, precum sunt Pomușoarele Moldovei, în timp se va acumula mai multă informație ca să vă beneficieze dumneavoastră și nu doar informații despre câte hectare și ce culturi, dar informații despre unde vindeți, cât ați câștigat. Nu e secret, adică nu trebuie să fie un secret pentru, mă rog, o asociație care acumulează această informație, pentru că se agregează, se acumulează aceste date și se fac și niște concluzii despre unde merge piața în Moldova, care culturi se vând mai bine, care culturi se simt mai bine, care produse se vând mai mult. De asta eu sper că veți face parte din asociații specializate și vă veți împărtăși cu această informație ca la rândul său asociațiile să le poată oferi și la minister. Pentru că atunci când se face un sondaj mondial, ceea ce eu am folosit pentru prezentarea mea, ei nu vin la producători să întreabă tu cât ai crescut, dar tu cât ai vândut. Ei se bazează pe datele oferite de către minister. Ministerul, iarăși, nu are persoane care să meargă la fiecare în parte să întrebe. Deci ei, iarăși, se bazează pe cifrele, datele, informații care ajunge la ei din diferite structuri regionale și locale. Și atât acolo vă vedeți rolul dumneavoastră să contribuiți la aceste fluxuri de informații, pentru că atunci vă va fi mai ușor și dumneavoastră să vă orientați în piața locală. Din păcate, vă zic că informația pe piața locală este destul de răzleață și destul de uscată, așa ca să avem niște concluzii. Dar sper că o să vă placă ceea ce se întâmplă în lume, în domeniul agriculturii eco. Deci, când vorbim despre agricultura eco, nu vom mai vorbi despre agricultura care nu folosește pesticide. Aceasta nu este definiția agriculturii eco. Da? Care este definiția, vom studia pe parcurs, dar acum pentru început stabilim o regulă că agricultura eco sau producătorii eco sau culturile eco despre care vom vorbi sunt acele culturi, acele pământuri, acei producători care dețin un certificat eco. Da? Deci pentru început așa vom defini noi agricultura eco. Nu vorbim despre valorile noastre, că noi nu stropim și la noi eco de la natură, de la străbun. Nu. Asta e, pentru noi aici o să fie pierdere de timp. Vom vorbi despre pământurile, culturile și producătorii care au trecut prin aceste proceduri, au obținut acest certificat și au fost disponibili să ofere informația despre ei pentru a fi agregată în sondaje. Piața produselor eco se află într-o creștere permanentă. Deci din 2000 până în prezent piața produselor se află în creștere. Deci dacă piețele culturilor mari, de exemplu zahăr, cereale, carne, lactate, fluctuează foarte mult pe piața mondială, cea produselor eco se află într-o dinamică stabilă și această dinamică este în creștere și volumul total de vânzări în lume a depășit cu mult 80 de miliarde de dolari. Deci este o deosebire față de alte culturi convenționale, să zicem așa, care mai mult fluctuează pe piața mondială și care sunt dependente mai mult de cererea și oferta de pe piață. Aceasta este dinamica loturilor sau terenurilor din lume care sunt certificate eco. Și deci pentru 2014 s-au înregistrat în jur de 43,7 milioane de hectare. Deci asta este pământ cultivat. Aici nu intră pământul sălbatic, din flora sălbatică spontană, care tot poate fi înregistrat ca și eco, aceleași pomușoare de pădure. Da? Deci, iarăși vedem o tendință pozitivă, o tendință de creștere, fapt care ne demonstrează că lumea își dă interesul și trece la această agricultură pentru afacerile sale. De ce trece, vom vedea, sper, mai târziu.
După menire, deci avem tot în agricultura eco, avem aici trei graficuri, toate trei sunt în tendințe de creștere. Aia de sus sunt pășunile. Ca să ai o fermă de vaci eco, ca să vinzi lapte eco, toate pășunile trebuie să fie înregistrate eco, da? Și în țările unde au mult munți, văi, coline, unde nu poate crește nimic în afară de iarbă, acolo este destul de ușor să certifice acești munți, aceste dealuri, aceste coline, să le certifice ca și fiind eco. De exemplu, în Marea Britanie, în Irlanda, în Noua Zeelandă, deci sunt foarte multe pășune eco. Linia din mijloc sunt culturile arabile, precum ar fi cerealele, aici intră și legumele. Linia de jos, într-o creștere mai mică, sunt culturile permanente, da, perene, cum ar fi livezile, aici intră și pomușoarele. Deci scăpșunile intră în categoria de culturi arabile, pentru că ele deci trebuie respectat asolamentul, iar pomușoarele merg în categoria de culturi permanente. Deci și aici vedem la fiecare dintre aceste categorii o creștere, care mai mare, care mai mică, pe piața mondială a acestor suprafețe. Acest grafic vă arată distribuirea pământurilor organice, agricole, în lume. Deci, Oceania, aici intră Australia, Noua Zeelandă, sunt suprafețe vaste de pământuri agricole. Europa deține 27% și respectiv Africa, America de Nord 7%, Asia și America Latină. Deci asta așa ca să aveți o idee despre pământ, ceea ce nu înseamnă încă cât se produce și ce se produce, dar însăși terenurile care sunt certificate eco. Bineînțeles că atunci când ai un hectar să-l certifici sau 100 de hectare, procedura e cam aceeași. Asta e. Deci faptul că în Oceania sunt mai mulți nu înseamnă că ei au cheltuit mai mult sau s-au chinuit mai mult să obțină aceste certificate. Unele țări au mai multe terenuri eco comparativ cu suprafața totală de pământ agricol decât altele. Da? Iată, de exemplu, în Europa, țara cu cea mai mare parte a terenurilor eco este Liechtenstein. Deci 39% din toate pământurile sale agricole sunt certificate ecologic. Și respectiv aici vedeți și alte țări, deci Suedia, Estonia are 16,2%, Elveția, Latvia 11,2%, Republica Cehă, Italia, deci acestea sunt țările care au peste 10% din pământurile sale agricole, sunt certificate eco. Primul cu 36,3% insulele Falkland, toate sunt pășune pentru oi, o specificare. Ei nu cultivă acolo nimic decât pășune pentru oi. Cum credeți, câte procente din pământul agricol sunt eco în Moldova? 1%? 0,5% încă? Alte idei? Înregistrate sau? Da, înregistrate. Înregistrate cu certificat. Până la 3%. Pentru că în lume peste tot spune la noi totul eco, la noi produsele sunt eco, noi suntem tăți eco. 100 de... Deci în Moldova 0,39% de loturi sunt eco, dar vreau să vă zic că aceste cifre sunt din 2011, deci
Raportul pe care eu l-am folosit, din păcate, din 2011 până în 2016, nu au primit nicio informație de la Ministerul Agriculturii. Pentru comparație, deci, în Ucraina e 1%, România 2,1%, în Rusia 0,1%, în Marea Britanie 3% din pământ. Asta așa ca să vă creați cât de cât o idee despre ce înseamnă avem noi eco sau nu avem în Moldova. Vreau să vă zic că această cifră în Moldova în prezent este mult mai mică decât 0,9%, cred că de 3 ori mai mică, dar deja aceasta ar trebui să ne spună Ministerul Agriculturii dacă ar avea această informație. În lume, informația care am găsit-o eu, deci căpșune sunt 4.065 de hectare de căpșune certificate eco în toată lumea. Și această suprafață a înregistrat o creștere de 1% în comparație cu anul trecut. În schimb, 41.576 de hectare de regiuni din flora sălbatică spontană, care la fel este înregistrată pentru cultivarea pomușoarelor eco. Deci este o suprafață cam de 10 ori mai mare decât suprafața de căpșune cultivată, dar vă zic că aici nu intră suprafețele, de exemplu, de zmeuri, agriș, etc., care intră, sunt doar cifre despre culturile permanente și atât. Nu avem cifre cât sau, de exemplu, asta e, din păcate, nu găsim cifre despre anumiți arbuși de pomușoare, pentru că ele toate aceste culturi sunt agregate în categoria culturi permanente. În cât privește numărul de producători ecologici înregistrați, deci în India sunt înregistrați cei mai mulți, 650.000, sunt cifre din 2013. Dacă țineți minte când am mers pe slide-ul cu suprafața de teren, India nu figura nicăieri, ceea ce înseamnă că acești fermieri sunt foarte și foarte mici, câte un hectar, poate, câte doi, deci suprafața lor în total creează o suprafață foarte mică în comparativ cu tot pământul agricol din India, dar iată, ca și număr, ei sunt lideri mondiali. La fel, Uganda, Mexico, Filipine, Tanzania, Etiopia, ceea ce ne vorbește despre faptul că în aceste țări loturile eco sunt foarte și foarte mici. Cred că asta este o concluzie bună și pentru unii dintre dumneavoastră care poate se gândește că ca să fiu eco trebuie să am o suprafață mare, ce mă joc eu cu jumătate de hectar sau cu 20 de sote, nu contează. Puteți să aveți și o grădină în fața casei să o certificați eco dacă vă doriți și dacă vedeți un avantaj în această practică. În Europa, Turcia este țara cu cel mai mulți număr de producători și Italia, care este unul dintre liderii de produse eco pe piața europeană. Și acum, câți producători eco credeți că avem noi în Moldova? 2? 3? Alte cifre? Îi cunoașteți dumneavoastră personal? Cine mai are alte? Dar câți producători agricoli în Moldova avem, știți? Câte întreprinderi? În jur de 3.000? Cam așa, da, se țin minte cifrele vehiculate, în jur de 3.000 de producători, întreprinderi agricole. 2 sau 3 am primit din sală. Deci Ministerul Agriculturii are într-adevăr un site, deci pe site are o listă agricultorilor eco din Moldova și vreau să vă zic că anul în 2015 sunt 37 de producători eco și în conversie. Este de
trei ori mai puțin decât în 2011, când erau 178. Deci în ultimii ani s-a simțit, s-a observat o tendință foarte negativă în Moldova în ceea ce privește numărul de producători, numărul de antreprinzători care doresc să fie eco. Și trebuie să ne punem întrebarea și să analizăm această întrebare. De ce se întâmplă această tendință negativă? De ce a scăzut numărul de producători eco într-o piață unde se vede că totul e în creștere, da? Și mondial, și prețurile, și în Europa, și politicile, toate spun că eco, eco trebuie să fie, dar ceea ce se vede la fața locului, că din 178 avem acum 37. Noi ne vom mai întoarce la această întrebare pentru că trebuie să aveți și dumneavoastră un răspuns pentru dumneavoastră. Face să mă bag în asta, de ce lumea se dezice, ce se întâmplă, da? Și iarăși pentru comparație, vedeți un număr extraordinar de mare de producători în România, foarte puțini în Rusia, un pic mai mulți în Ucraina și vă aduc și cifrele din Marea Britanie. Ca să nu vă descurajez prea mult, pentru că această cifră este comparativă cu 37 de producători din Moldova. Dacă să luați comparativ cu masa de producători agricoli din țară. Deci nu este o situație disperată. Important este ce se produce și cât se vinde, câte vânzări se fac de la acești producători. Și acum să vorbim despre bani un pic, că până la urmă trebuie să vindem aceste produse și trebuie să știm, are rost să le vindem eco sau nu, da? Statele Unite sunt cea mai mare piață de produse eco din lume, cu peste 27 de miliarde de euro în circuit, doar de produsele eco în Statele Unite. În Europa, lideri este Germania cu aproape 8 miliarde de euro în circuit, Franța, Marea Britanie 2,3 miliarde, Italia nu cu puțin în urmă, la fel vedeți și alte țări, deci acestea sunt top 10 de lideri mondiali cu piețe eco-dezvoltate. Aici intră tot, și importurile de produse eco, vânzările și producerea internă. Deci ce banii care se învârtesc în țară prin această industrie a produselor alimentare eco. Câteva cifre despre export. Țările care nu sunt lidere, deci iarăși în Moldova, pentru Moldova avem cifre din 2011, au fost exportate 15 milioane, deci produsele eco pentru export, pentru că doar alea pot fi cumva captate și înregistrate, nu se știe cât se vând în țară, 15 milioane de euro în 2011, România 200 de milioane, Ucraina 7 milioane, Rusia 4 și Marea Britanie 2,3 miliarde. Deci dacă țineți minte slide-ul anterior că numărul de producători eco în Marea Britanie este foarte mic comparativ cu numărul total de producători, uitați-vă cât, ce volum de export generează această țară. Se pune întrebare, de ce? Pentru că se adaugă o valoare foarte înaltă la produsele primare. Nu se exportă produse crude, primare, care sunt foarte ieftine. Da? Deci se lucrează la prelucrare și la ridicarea valorii acestor produse. Ok, deci această cifră nu ne spune neapărat sau cifrele anterioare despre piața, despre producerea, despre cantități enorme. Nu ne spune neapărat că noi acolo trebuie să mergem, să ne orientăm pentru că acolo se va vinde și produsul nostru. Produsul nostru se va vinde acolo unde se cumpără foarte mult pe cap de locuitor. Acolo sunt piețele cele mai atractive. Și iată, în Elveția, fiecare om
cheltuie 221 de euro pe an doar pentru produsele eco. Deci ei sunt lideri în consum pe cap de locuitor. Respectiv vedeți și următoarele țări și puteți să vă faceți o, eu știu, o listă de țări dorite, unde ați vrea să ajungă produsele, dacă vă gândiți la export, că nu este necesar să vă gândiți la export, unde credeți că s-ar vinde mai repede produsele voastre, probabil că acolo unde se cumpără mai multe produse eco. Și iată, acest grafic vă oferă informația. După cum vedeți, Statele Unite, fiind cea mai mare piață de produse eco din lume, se află doar pe locul 7 la categoria consum. Deci ei produc mult, dar ei nu consumă atât de multe produse eco, pe cap de locuitor, precum, de exemplu, este Elveția sau alte țări. Dar aici sunt mai mulți. Aici se ia pe cap de locuitor. Deci nu importă cât. Se calculează după numărul de populație. Da. Și o informație mai specifică, așa, despre cum stăm noi în Marea Britanie. Aici cred că trebuie să o... Ups. Deci piața... totală de produse eco în Marea Britanie este în jur de 1,95 miliarde de lire, ceea ce trebuia să scriu în euro, deci asta ar fi undeva 2,4 miliarde de euro. Este o porție foarte mică din piața totală de produse alimentare în Marea Britanie, doar 1,4%. Dar această piață înregistrează o creștere continuă, deci anul acesta a înregistrat o creștere de 4,9%, dintre care, dacă să ne uităm unde se vând produsele eco în Marea Britanie, supermarketurile au înregistrat o creștere de 3,2% în vânzări de produse eco. În schimb, magazinele independente, butic, magazini mici, da, specializate, au înregistrat o creștere de două ori mai mare. Deci acolo lumea începe să se ducă mai mult să-și cumpere produsele decât la supermarket. Mult mai mare însă este creșterea pentru produsele vândute prin livrări directe la domiciliu și prin intermediul internetului. Deci cei care au magazine online, care pot primi comenzile prin internet și după aia livrează la domiciliu. Deci această metodă de vânzare din aceste trei, bineînțeles că înregistrează cea mai mare creștere și este simplu de ce. Acum majoritatea au conturi bancare, au internet, sunt ocupați, deci ei vor să stea acasă, să facă comandă prin internet și să-i aducă produsul acasă. Fie că e o cutie, fie că e ceva mai mic, fie că e mâncare, încălțăminte, etc. Produsele eco vândute prin intermediul cateringului, deci nu se mai vând, de exemplu, eu știu, cartofi cruzi, dar se vinde supa de cartofi sau plăcinta cu cartofi, da, eco. Cateringul a înregistrat o creștere și mai mare în Marea Britanie, de 15,2%. Mult mai mult au crescut vânzările de produse sănătoase și asta trebuie să fie un semnal bun, pentru că pomușoarele, prin esență, se înscriu în această categorie de produse sănătoase și produsele cosmetice. Acum eu nu știu de ce nu mi se arată, să vezi ce am scris mai jos. Ok. Ceea ce nu se vede și nu știu cum să mut, este că 60% din toată mâncarea pentru copii în Marea Britanie, baby food, este organică. Deci părinții caută doar produse eco pentru copiii lor. Până la 3 ani, după asta nu mai caută. Nu știm de ce, dar asta este un fenomen.
it didn't come in the report. Okay, we'll see in the reports tonight. Și prețurile. Eu aceste prețuri le-am luat de la supermarketul numărul 1 de aici din Chișinău, deci sunt prețuri reale. Prima coloniță sunt prețurile aceste produse fiind certificate eco. Deci, din păcate, niciunul nu este moldovenesc. Toate sunt de import și bineînțeles că importul își pune o amprentă mare asupra prețului. De asta, diferența între produse locale, convenționale și produse de import eco nu este una directă, da? Dar totuși puteți să vă... Nu știu dacă vă uitați vreodată la produsele eco care se vând în magazine. Ele sunt puține, dar la numărul 1 ei au un stand aparte unde sunt doar produse eco. Și acolo e foarte interesant să vă uitați ce se vinde, ce vând supermarketul, nu știu cine le cumpără, de fapt, cu prețurile astea, dar ele sunt, dar supermarketurile de obicei nu pun la vânzare ceea ce nu se vinde. Supermarketurile au sisteme extraordinare de urmărire și management a stocului și ei văd foarte repede, produsul ăsta nu se vinde, el irosește polița, îl luăm, punem altceva. Deci probabil că cineva cumpără aceste produse și am găsit chiar și pomușoare de pădure. Era și un gem de aronia sau eco din Bulgaria și puteți să vedeți diferența. Acum încercați să vă uitați la această diferență nu ca consumatori, dar ca producători. Da? Și dacă dumneavoastră ați avea un gem de pomușoare convenționale și unul eco și le-ați oferi la supermarketul numărul 1. Ați câștigat sau nu? Înțeles că nu va costa 187 de lei pentru că nu se va adăuga atât de mult prețul, costul de transport, de import, de vamare, etc. Da? Deci ar fi poate și mai atractiv pentru cumpărător. Dar totuși o diferență este și acum vreau să vă arăt o diferență între prețuri eco în Marea Britanie, la supermarketul unde noi mergem. Ca să vedeți, eu am pus invers, vă rog, acuși o să vă spun. Deci, afinele proaspete, 586 de lei kilogramul organice, 346 convenționale, gemul de căpșune, 137 eco, 89 este convenționale. Deci vedeți că este o diferență mult mai mică decât ceea ce vedem noi în Moldova. Porumbul dulce, conservat, 82 lei eco, 35 convențional. Zahărul, 51 de lei kilogramul eco, 32 de lei kilogramul convențional. Laptele 19 și 10 lei, ulei de floarea soarelui 134 și 60 de lei. Deci, diferența la unele produse este destul de mare, de exemplu, la ulei de floarea soarelui este de două ori mai mare și atunci eu când merg și mă gândesc să cumpăr ulei eco sau să cumpăr ulei convențional. Motivul din care eu îl cumpăr pe ăsta eco este unul care nu e bazat pe bani, e bazat pe dorința mea de a susține un producător eco. Dar dacă vă uitați la lapte, este o diferență foarte mică, destul de mică, de 9 lei, să zicem. Da? Deci majoritatea acolo își pot permite această diferență și de asta majoritatea oamenilor în Marea Britanie cumpără lapte eco, dar nu cumpără, de exemplu, ulei eco. Sau dacă aș avea cifre aici despre un tort eco și ne-eco, diferența ar fi mult mai mare. De ce? Pentru că cu cât mai multe ingrediente pui într-un produs, cu atât mai mare devine prețul său, mai ales eco. Deci asta este ca să... Da, prețurile eco sunt mai înalte. Ceea ce este bine pentru producător și nu este chiar bine pentru consumator, da? Dar dumneavoastră trebuie să vă găsiți consumatorul care va plăti acești bani în plus. Și atunci trebuie să vă întrebați cine este acest consumator, cine e gata să plătească mai mult pentru produsul meu că e eco, decât mai puțin pentru vecinul meu care nu e eco. Cum îl cheamă, ce se ocupă, cât primește el, de ce cumpără el eco. Și atunci să încercați să-l
țintiți așa, să-l găsiți și să-i oferiți produsele. Este o întrebare foarte importantă despre consumator și acest consumator care consumă produse eco, necătând la diferența de prețuri, nu este oricine. Și nu trebuie să credem că noi vom putea vinde produsele eco oricărui om. Da, mâncarea sănătoasă este un drept pentru fiecare, dar produsele eco sunt produse de nișă, din păcate. Și nu puteți să aveți iluzii că veți suporta aceste cheltuieli de certificare, de producere, de recolte mai joasă și veți ieși la piața locală, la colțul străzii sau la piața centrală și veți vinde cu un preț mai ridicat. Nu veți vinde, pentru că acolo vine lumea care caută ceva mai ieftin. Da? Cel care însă va cumpăra un produs eco, ca în general, este definit ca o generație a mileniului, a anilor 2000. Consumatorii activi care au valori sociale și ecologice profunde. Persoanele care chiar le pasă de mediul înconjurător, le pasă de societate, de bunăstarea oamenilor în și a producătorilor, care sunt de acord să plătească mai mult știind că acest produs este de o calitate garantată. Și iată anume că certificatul ECO garantează calitatea de creștere a acestor culturi. Și consumatorul care plătește, el plătește pentru asta. El nu plătește pentru că este mai dulce sau mai gustos sau mai nu știu cum, mai puține chimicate. Nu pentru asta plătește. Plătește pentru faptul că fermierul care a crescut, el garantează calitatea acestui proces, garantează sănătatea solului și sănătatea viitorului pe acest sol. Deci, consumatorii care susțin mediul înconjurător, care le pasă de bunăstarea animalelor, care știu că cumpărând acel cașcaval eco sau smântână eco, chiar dacă este mult mai scump, el știe că animalele au trăit într-un mediu foarte și foarte sănătos, lejer, aproape natural, aproape de instinctele lor naturale și pentru aceasta consumatorul plătește bani. Nu plătește de atât că este mai puține chimicale, pentru că nimeni nu poate să facă analize chimice la fiecare litru de lapte, la fiecare cartof sau la fiecare ladă de pomușoare. Nu în aceasta constă produsul eco. Constă în faptul cum ne adresăm către sol, către plante, către animale, către angajați, către viitor și prin asta oferim un produs special. Da. Nu cred că sunt asemenea organe, nu cred că ele sunt nici în alte țări. Ar fi un lux. Bineînțeles că aici, de exemplu, din asemenea rapoarte, noi beneficiem, pentru că citești și îți dai seama, măi, eu nu vând acolo unde trebuie. Iată ce spune lumea, iată cine cumpără. Dar cum îi găsiți, asta deja este o sarcină, un proces întreg. Unde mergeți ca să știți că acolo vine lumea care caută produse eco. Deci este o cale de parcurs, o călătorie întreagă ca să vă determinați, fie că sunteți într-o regiune unde lumea este mai elevată, mai social interesată, fie că aveți o comunitate care împărtășește aceste valori, fie că mergeți la evenimente care sunt deja organizate pe tema eco, unde vine lume, sunt deja cheltuiți mulți bani ca să atragă acolo consumatorii eco. Deci acolo mergeți, decât să mergeți la o expoziție în masă, unde lumea vine să caute mai ieftin. Deci, iarăși, noi vom vorbi despre promovare. Unde promovăm noi? Pe ce canale promovăm? Promovăm la Moldova 1 sau promovăm pe Facebook sau în altă parte? Tipărim pliante sau punem pe mașină un poster? Deci, nu este un răspuns simplu la această întrebare, dar vreau să vă zic că nici nu este o organizație care da, sunt agenții de marketing la care puteți să mergi și spuneți, iată ce am eu, găsiți-mi, vă rog,
piața sau segmentul pieței, dar o să vă coste foarte și foarte scump. Deci, însă, încă câteva calități acestui consumator. Consumatorul care vrea să cumpere mai des, el nu vrea să facă o cumpărătură o dată în săptămână sau o dată în lună și după aia să uite de tot. Acestea sunt niște tendințe mai noi. Dacă înainte se promovau supermarketurile, mergeai acolo și îți cumpărai o dată în săptămână tot, acum lumea începe să cumpere mai mult de la buticuri, de la magazine mici și mai des. Consumatorul care caută produse autentice, făcute în cantități mici, de mână, de casă și nu făcute en gros, en masse, în cantități enorme, unde nimeni nu o să știe care este rețeta, ce a intrat acolo, de unde au venit murele celea sau pomușoarele, etc. Consumatorul eco caută un consum, un produs cu origine clară. Consumatorul eco merge mai mult la magazine boutique, la magazine mici, specializate, unde vânzătorul o să știe produsele, o să vă povestească ceva, o să vă mai dea și câte o cafea, dacă o să aibă, decât în magazinele mari sau la piețele mari în gro. Este destul de curios, este suspicios să-i spuneți că este un produs eco, fără să-i arătați certificatul sau emblema eco, el nu o să vă creadă. Asta este consumatorul care o să vă întrebe, dar de ce e eco? Dar de unde ați luat? Dar cum puteți să-mi demonstrați? Dar prin ce se deosebește asta de ăla? Deci este mai curios, mai suspicios și mai alert, așa. Nu cumpără la rând, la repezeală, așa, cât mai repede să plece. Nu, ăsta stă și cumpără, analizează. Și foarte mult se caută produse autohtone, deci locale, produse de sezon, pe consumatorul eco nu o să-l cumpărați cu tomate sau căpșune de anul nou. Nici nu vă gândiți la căpșune de anul nou, pentru că consumatorul eco caută produse în sezon. Ele atunci sunt mai proaspete, mai gustoase, mai curate. Este foarte important să lărgiți sezonul, să aveți căpșune cât mai devreme până cât mai târziu. Noi am avut căpșune anul ăsta. When did we start selling strawberries? 15th of April? Pe 13 aprilie am scos prima roadă de căpșune eco, dar nu le-am scos la Crăciun, da? Nu le-am scos la 8 martie, de exemplu, pentru că nu este real. Și iată, acestea sunt produsele și experiența pe care le caută un consumator eco. Nu sunt neapărat produsele ieftine și produse. Bineînțeles că fiecare vrea să câștige, să economisească un pic, dar prioritățile sunt astea. Dacă înainte lanțul de livrare la consumator era promovat și dezvoltat în felul de la fermă, transportat la depozit, la fabrica de prelucrare, după aia iarăși transportat la depozit, după care iarăși transportat la un supermarket, după care iarăși transportat acasă, un lanț foarte lung de călătorie acestui produs în care el își pierde și originea și povestea și calitatea, acum tendința este ca producătorul să-și găsească produsul direct de la fermă. Fie că el aduce acasă fermierul, fie că se duce el la fermă. Asta este tendința, mai ales pentru produsele eco, pentru produsele autohtone, pentru produsele de artizanat. Nu neapărat să fie certificate eco. Deci aceste tendințe nu se referă doar la produsele eco, se referă la toate produsele alimentare. Din cauza epidemiilor care s-au întâmplat, bolilor care s-au întâmplat, cu boala vacii turbate, cu gripa porcină, cu gripa aviară, cu mai nu știu ce, consumatorul este speriat. El vrea să vadă garanția pe produs, că acest produs a fost crescut, produs după standardele de calitate. El vrea să vadă producătorul, vrea să știe mai multe despre producător. Și iată, aceasta este tendința în care dumneavoastră, fie că veți merge pe calea eco, fie că veți merge pe calea artizan, autentic, autohton, trebuie să țineți minte și să vă căutați consumatorul care se îndreaptă spre asemenea valori. Cât este ora acum? Dacă nu greșesc eu, este ora 11:30.
Deci, chiar în timp, perfect, nici nu m-am gândit. 7 minute am întârziat, m-am luat din timpul de pauză, dar asta a fost o prezentare, o introducere generală și sper că v-am dat așa o dispoziție de bază prin care vom merge mai departe. Partea a doua va fi mai tehnică, mai dură. Eu vă rog să vă încărcați acum cu un pic de energie, ceai, puneți zahăr în ceai sau în cafea, să fiți așa mai alerți, pentru că vor urma fundamentul, bazele fundamentale ale agriculturii eco, care le vom prezenta atât în forma lor uscată, cum scrie pe hârtie, cât și în forma lor aplicată la ferma noastră. Dar va fi niște chestii pe care probabil că nu v-ați așteptat că sunt importante într-o fermă eco. De asta eu vă invit să luați câte un biscuit dulce, câte o cafea dulce, vă măriți nivelul de energie și ne întâlnim aici în 15 minute. Nu vreau să vă reduc din prânz. Deci în partea asta, această parte a programului este una, v-am zis că mai profundă, așa, ca să nu zic plicticoasă, mai teoretică. Și atunci când l-am rugat pe soțul meu să prezinte, pe domnul Tolhăr, să prezinte acest element de început, de inițiere în agricultura eco, el s-a simțit un pic cam în afara zonei de control, pentru că de 40 de ani, făcând agricultura eco, nu te mai gândești de fiecare dată, în fiecare zi, eu azi ce principiu aplic de ecologie sau de sănătate sau de grijă. Pur și simplu faci lucrul care trebuie să-l faci. Și de asta pentru el a fost destul de greu acest exercițiu, să vedem cum se va isprăvi, dar eu cred că pentru inițiatori, mai ales pentru persoanele care vor într-adevăr să aplice agricultura eco, eu cred că o scufundare în bazele, în ceea ce stă la baza agriculturii eco este una absolut necesară. Deci eu vreau să fiți atenți. De ce? Pentru că după masă dumneavoastră o să aplicați acest material în situațiile dumneavoastră. Da? Deci noi o să facem, în primul rând, prima frază la această parte este următoarea. Agricultura eco nu înseamnă agricultură fără chimicale. Agricultura fără chimicale este un element foarte și foarte mic din agricultura eco. Da, poate asta este o frază care e mai ușor să o răspund, să o explice unui consumator. Dar ca un producător, dacă doar vom renunța la chimicale, noi nu o să ajungem mari ecologici și nu o să ajungem tare departe. De asta ne-am propus să dezghiocăm, să rugumăm aceste principii care stau la baza agriculturii în toată lumea și care sunt scrise în statutul, la bazele organizației internaționale a agriculturii eco, dar o să le trecem și prin prisma fermei noastre, ca să vedeți și dumneavoastră cum se aplică ele la ferma noastră și totodată să vă gândiți ce elemente din astea aveți deja sau ați putea ușor să implementați pe plantațiile voastre. Pentru că după masă o să ne întoarcem la aceste principii și o să vă rog să vă adunați în grupuri, să alegeți o fermă, o întreprindere și să argumentați unul din aceste 4 principii. Cum dumneavoastră aplicați principiul de ecologie sau de sănătate sau de grijă la fermă. Și acum îl rog pe domnul Tolhăr să preia.
No, I didn't. Okay. Bună ziua! Bine ați venit! Cam aici se expiră vocabularul de limba română. The International Federation of Organic Agricultural Movements is a body that was set up to establish international standards for organic agriculture. Deci Federația Internațională a Mișcărilor Agriculturii Eco, IFOM, este o organizație care a fost creată pentru a coordona toate activitățile eco din lume. And this is all types of agriculture: vegetables, fruits, animals, fish, mushrooms, berries, wild forage. Ei, această organizație cuprinde toate felurile de agricultură, legume, animale, pește, ciuperci, produse din flora spontană, lactate, absolut toate produsele sunt în preocuparea acestei organizații. Every country in the world, almost every country in the world has its own organic standards now. Aproape fiecare țară din lume are propriul set sau propria lege cu referință la agricultura eco, care conține un set de standarde. Și aceste standarde se deosebesc de la țară la țară. Dar toate aceste țări, toate aceste standarde trebuie să fie legate, să fie relevante la patru principii de bază. So we have the standards of health, ecology, justice and care. Și IFOM a stabilit aceste standarde și urmărește ca toate standardele naționale să reflecte aceste principii. Principiul sănătății, principiul ecologiei, principiul justeții și principiul de grijă. Organic agriculture has to sustain and enhance the health of the soil, plant and animal. You cannot divorce these components. They are one part and one of all. Deci principiul sănătății, aceasta nu se referă doar la sănătatea oamenilor. Principiul sănătății se referă începând cu sănătatea solului, din care cresc plante sănătoase, din care se alimentează animale sănătoase, din care se alimentează oameni sănătoși, care creează o planetă sănătoasă. În agricultura ecologică, un grup sau sănătatea nu poate fi privită aparte, doar la eu mă ocup numai de plante, eu mă ocup numai de sol, eu mă ocup numai de animale. Sănătatea trebuie privită ca un tot întreg. The health of people and communities is not separate from ecosystems. Sănătatea oamenilor și sănătatea comunităților de oameni nu poate fi separată de sănătatea sistemelor ecologice în care aceștia trăiesc. Shall I move the slide? Good health in the soil brings good health to crops, animals and people. Dacă solul este sănătos, atunci și plantele și animalele care se hrănesc de pe acest sol vor fi sănătoase și respectiv oamenii care folosesc aceste produse vor fi mai sănătoși. Okay. Next one. No, before that. Oh, okay, yeah, ecology. Healthy ecosystems produce healthy crops that bring good health to people, crops and animals. Yeah, we said that. Shall I go back? No, this is one. Okay. Al doilea principiu este principiul ecologiei. Sisteme ecologice sănătoase produc și oameni sănătoși. Shall I read this? Yeah, read it. Agricultura ecologică trebuie să se bazeze pe cicluri și sisteme ecologice din natură, așa cum ele sunt în natură, să lucreze cu ele, să le copie, să le emuleze după posibilitate și să le susțină, ca aceste sisteme naturale să se păstreze în starea lor naturală. What I want you to try and understand today is that organic is a whole, complete system. Ceea ce vreau eu să înțelegeți astăzi este că eco, produsele eco sau agricultura eco este o sistemă, o sistemă întreagă și o sistemă complexă. And it's very dependent on ecosystems. Și fiecare element din această sistemă depinde unul de altul, dar în general o sistemă
din agricultura eco depinde foarte mult de ciclurile ecologice, de ceea ce se întâmplă în natură. So health is the wholeness and integrity of a living system. Și atunci când această sistemă este una integră, atunci este și sănătoasă. And the role of organic agriculture within a farming system, whether it's processing, distribution or consumption, is to sustain and enhance the health of that system. Și rolul agriculturii ecologice, fie că este agricultură primară, fie că este prelucrare, fie că este comercializare de produse, rolul agriculturii eco este de a se baza pe aceste sisteme ecologice naturale și de a le menține sănătoase. And the aim is to produce high quality food sufficient in quantity to feed the population. Scopul este de a produce mâncare în cantități suficiente pentru toată populația, dar aceste produse să fie de cea mai înaltă calitate. Tolu, which slide are you on? I lost Next you. One. Next one is this. I'm going to keep this one brief because there's a lot of preamble on this. Mm. Organic farming, whether it's pastoral, arable or wild foraging, should fit within the cycles and ecological balances of nature. Agricultura eco, dacă vorbim despre pășune, despre animale sau despre horticultură, trebuie să se păstreze, să mențină ceea ce se întâmplă în natură, sistemele naturale din sol. Un fermier eco lucrează în cadrul parametrilor naturii, ceea ce îi oferă natura acolo unde se află el. Conventional agriculture tries to dominate natural systems and control natural systems. În agricultura convențională, fermierul încearcă să dețină control asupra naturii, să preia controlul asupra sistemelor naturale, să se simte mai superior decât ceea ce se întâmplă în natură. Organic farming systems endeavor to work with and for a natural system. Pe când un fermier eco încearcă să lucreze cu ceea ce se întâmplă în natură și în cadrul la ceea ce se întâmplă în natură. Organic agriculture aims to work within the ecological balance and to design systems that are integral to the ecological balance. În natură tot timpul este un echilibru. Este un echilibru între numărul de specii, numărul de indivizi, între anotimpuri. Un fermier eco tot timpul încearcă să lucreze în cadrul acestui echilibru, fără ca să-l deplaseze într-o parte sau altă, fără ca să distrugă echilibrul natural. In organic agriculture aims to reduce the dependence on non-sustainable inputs. Agricultura eco sau producătorii eco încearcă să-și reducă dependența lor de inputuri, de materiale care nu sunt durabile. And the ultimate aim is to preserve the landscape, the air, the water and the quality of life. Cel mai mare scop al unui producător eco este să păstreze, să aibă grijă de calitatea aerului, de calitatea apei, de calitatea vieții care îl înconjoară. So, fairness. No. Oh, yes. Al treilea principiu, deci am vorbit despre sănătate, că nu este doar sănătatea oamenilor, dar este sănătatea începând de la sol, am vorbit despre ecologie, că agricultura eco se face în cadrul și după regulile naturii și nu încercăm să dominăm natura, să arătăm că noi suntem mai deștepți și știm mai mult decât natura. Al treilea principiu este principiul de respect și egalitate, dacă doriți, de drepturi, sau echitabilitate, sau justețe. So, organic farming is not just about care, fairness for the planet and animals, but also for the people that inhabit the planet. Aici se are în vedere respect și echitabilitate nu doar față de mediul înconjurător, nu doar față de animalele care le creștem la fermă. Se are în vedere și justiția și echitabilitatea față de oamenii care lucrează la fermă și față de oamenii pe care îi hrănim sau care ne înconjoară. Next is an image about this principle. Yes, pig. Yeah. Next one.
Imaginile astea le-am luat de pe site-ul iFOM, de unde am luat principiile exact așa cum. Și atât la principiul justiției ei au ales imaginea asta. De ce? Pentru că animalele la fel au drepturi la respect, au drepturi la echitabilitate și au dreptul la o viață decentă. Și animalele trebuie să aibă o oportunitate să-și urmeze instinctele sale naturale. Precum porcii, instinctul lor este să râme. În agricultura eco, porcii trebuie să fie doar în spațiu liber unde au aceste posibilități. La fel cum găinele să pască, să zboare, să dea din aripi, să scațără, să doarme pe chingă și nu în cutii. Și de asemenea, animalele trebuie să se bucure și ei de acel confort pe care noi ne bucurăm, de aer curat, de spațiu, de căldură, de mâncare de calitate. Exact aceleași drepturi sunt respectate și pentru animale în agricultura eco, cum sunt respectate și pentru oameni. Și ultimul principiu, deci principiul grijei. Agricultura ecologică trebuie să fie condusă, o fermă trebuie să fie condusă într-un mod cu grijă, atent și responsabil, ca să protejăm sănătatea și bunăstarea generațiilor viitoare și a mediului. Acesta este o formulare așa, mai generală. So, is to be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of the current and the future generations of the environment. Deci atunci, of people, deci atunci când vorbim despre grijă, nu vorbim doar despre grija față de cei ce ne înconjoară azi. În agricultura ecologică vorbim despre grija față de viitor, față de cei ce va rămâne după noi, după ferma noastră, și după consumul produsului pe care îl oferim. The role of any farmer is to grow food, and the role of any farmer is to ensure that they can grow enough food to feed everybody. Rolul oricărui fermier este să crească mâncare și să crească mâncare suficientă pentru toată lumea. But in pursuit of that goal, to be careful and wary of introducing any organisms which perhaps would jeopardize future production. Dar în același timp, fermierul trebuie să se gândească ce bagă el în această fermă, ce introduce în sol, ce ar putea dăuna acestui sol, acestui ferme, în viitor. Se gândească nu doar la venitul de azi și de mâine, dar se gândească la ce se va întâmpla sau cum vor conduce această fermă generațiile viitoare. Many aspects of the environment have been damaged in the long term by the use of chemicals. Foarte multe părți ale mediului înconjurător au fost dăunate în trecut din cauza folosirii chemicalelor. Și acum există un risc foarte înalt, un pericol care ne paște cu aplicarea organismelor genetic modificate. So I want to try and show you how we make these principles work within our farm. Și acum aș vrea să iarăși să iau aceste patru principii, principiul de sănătate, ecologie, justiție și grijă, și să le trec prin prisma fermei noastre și cum le aplicăm noi zi de zi la ferma noastră. V-am zis că este un exercițiu pe care l-am rugat eu să-l aplice, deși zi de zi nu te mai gândești neapărat la aceste principii, dar ele stau la baza noastră și dacă unii dintre dumneavoastră veți dori să mergeți pe această cale, să știți că trebuie să le adoptați, trebuie să le puneți la bază fără chiar să vă gândiți la ele în fiecare zi. Principiul sănătate la ferma noastră. The idea is to try as far as possible as a farmer to at least attain some of these four principles. Bineînțeles că este imposibil ca o fermă sau un fermier să respecte aceste principii în mod absolut, dar scopul este să încercăm din ceea ce avem și cum putem să respectăm măcar așa cum putem, la maximum. It
it's impossible within a work environment to manage to just to manage to attain all the requirements of these standards. Sigur că standardele agriculturii eco sunt foarte și foarte stricte, foarte riguroase și foarte înalte și este foarte greu, aproape imposibil să încerci să le atinge, să le atingeți în mod ideal. Dar în orice caz noi încercăm măcar să tot timpul să ne gândim cum putem îmbunătăți, ce putem face mai bine la ferma noastră decât cum facem acum. La în inima întreprinderii noastre este solul. Solul este cel mai important lucru cu care noi lucrăm zi de zi. Here we have two extremes. This is soil on my farm, and this is soil on the farm I saw in Italy, where we have bare soil, compacted, erosion, the soil is washing away. Every year the soil gets less and less. Aici avem două imagini extreme de sol. Una din stânga este o imagine de la ferma mea și una este de la o fermă din Italia, unde am fost în vizită. Și este o extremă de o lipsă totală de grijă față de sol, unde solul este gol, este erodat, este dezvelit și de fiecare an, cu fiecare ploaie, aici rămâne tot mai puțin și mai puțin sol, pentru că el este spălat. The soil on my farm, although it's very poor, geologically, it's very shallow, it's lots of stones, it's very rich, it's very fertile, it contains lots of worms, lots of living organisms, lots of bacteria, lots of fungi. It's a living organism. La ferma mea, solul, deși este un sol de o calitate foarte proastă, avem puțin sol, avem foarte multe pietre, deci este de o categorie foarte joasă, dar este un sol aproape perfect din punct de vedere a sănătății, pentru că avem foarte multe bacterii, avem foarte multe râme, avem foarte multă vegetație și niciodată, nici o bucățică de sol de la ferma noastră nu este gol nici într-o zi a anului. A living, healthy soil has much more resilience to nature's dilemmas. Un sol care este viu și care este sănătos, el este mult mai puternic, mult mai rezilient în fața diferitor factori ofensivi din natură. It has permanence and sustainability. El are și capacitatea de a fi permanent, de a se păstra, de a nu îl pierde și se luptă foarte bine, deci este rezilient. And also the principles of health, we have healthy crops. De asemenea, la principiul sănătate, am vorbit despre sol, care este chintesența noastră și acolo punem toate resursele să fie sănătos. Din acest sol sănătos, noi obținem niște plante foarte și foarte sănătoase. Healthy, happy people. Avem niște angajați tare sănătoși și tare, tare fericiți. Vreau să vă zic că în 30 de ani n-am plătit încă niciun buletin să bat în... Pentru că lumea noastră chiar nu se îmbolnăvește, chiar nu iese pe buletin. People who enjoy what they do. Lumea care lucrează la noi, într-adevăr, le este tare dragă să facă ceea ce fac. We like to work in a happy environment. Noi ne place să creăm un mediu fericit, plin de bucurie la noi, la fermă, zi de zi. And the opportunity for meeting other people in the way we are here today. Și de asemenea la fermă creăm posibilități să ne întâlnim și cu alți fermieri ca și noi, tot așa cum ne întâlnim astăzi. Deci asta este parte din viața noastră la fermă. To meet like-minded people and share ideas and philosophies is very important to health of the farm. Ca atunci când ne întâlnim cu fermieri ca și noi, ne împărțim cu problemele, cu bucuriile noastre. Asta este ceva care ne aduce sănătate la ferma noastră. Este foarte important și foarte sănătos la o fermă să ai comunicare cu oameni ca tine. So here we have very healthy crop of onions, healthy soil, healthy crops. Aici avem o recoltă foarte sănătoasă de ceapă, care a fost crescută pe un sol foarte sănătos. And the whole environment of the farm is geared towards
trying to preserve nature, but also to allow for cropping within nature's boundaries. Și cei cum am construit noi câmpul, cum l-am organizat, am creat o sistemă care, în primul rând, protejează mediul înconjurător, și al doilea rând ne oferă condiții optime pentru a crește culturi sănătoase. The farm is seen as a whole system. Ferma noastră o privim ca o sistemă tot întreagă. Nu separăm un câmp de altul, de o grădină, de o cultură, de un om, de o semință, etc. De ce facem asta? Pentru că o facem pentru nepoții noastre, pentru toți nepoții noștri și pentru strănepoții noștri care sperăm că vor fi tot acolo. Asta este una din nepoțiile noastre. This crop of onions, by the way, produce over 32 tons per hectare. Ca exemplu, deci roada asta de ceapă am primit peste 32 de tone de ceapă la hectar. This was 2014. În 2014. În 2015, anul trecut. Next. Yeah. The principles of ecology. We have to work with nature. We cannot dominate nature. Al doilea principiu, după cum am zis, e principiul ecologie, care mai înseamnă principiul natural. Noi nu putem lucra în afara naturii sau deasupra naturii, noi trebuie să lucrăm cu natura. So we develop natural systems that allow beneficial insects to control the pests. Deci așa cum în natură insectele prădătoare se hrănesc cu alte insecte, exact așa sisteme creăm și noi la fermă, ca insectele să se hrănească cu insectele dăunătoare. Dacă nu ar fi insectele dăunătoare la fermă, nici insecte folositoare nu am avea, pentru că ele pur și simplu nu ar avea cu ce să se alimenteze. Dar trebuie să fie în echilibru. The principle of ecology is directly linked to the principle of health and the health of the soil. Acest principiu a ecologiei este direct legat de principiul sănătate și de sănătatea solului pe care creștem culturile. We almost never see pests of this type. Noi aproape niciodată nu vedem acești dăunători. When I first started organic farming, pests were a much bigger problem than they are to me now. Când am început, eu la început, agricultura eco, aveam tare multe probleme cu dăunătorii. Dar în prezent, această problemă practic a dispărut. Can you say why? Because we've built natural systems, we've encouraged predators, so we've encouraged more insects, and the more insects you have, the less pest problems. Motivul dintre care această problemă a dispărut cu anii este că cu anii noi am creat aceste sisteme naturale, acest echilibru la fermă, care emulează copii echilibru din natură, unde natura are grijă singură de populațiile de insecte și de alte specii care se află la fermă. For every 10 insects you have, none of them live on other insects. 90% din insecte care există, ele există pentru că se hrănesc cu alte insecte. So you need to understand a little bit about entomology. Și atunci când vă porniți în agricultura eco, trebuie să învățați o leacă despre știința insectelor. And how to develop the right environment to encourage those insects. Și cum să dezvoltați niște sisteme, cum să dezvoltați un mediu la ferma dumneavoastră unde insectele folositoare ar fi atrase și păstrate la fermă. This picture is mycorrhiza. Aceasta este o imagine de micorize. Mycorrhiza is the largest living organism in the world. Micoriza este cel mai mare organism viu din lume. There are areas in Russia where there's hundreds of square kilometers of this fungus. Este ulcipercă. În Rusia sunt regiuni unde sunt sute de kilometri pătrați de micoriză. Asta e un singur organism. And this organism is responsible for the health of the soil. Micoriza este responsabilă de sănătatea solului.
It encourages the right bacteria to invade the soil. Micoriza încurajează ca bacteriile folositoare, bacteriile de care avem nevoie, să populeze solul unde creștem plantele. It attaches itself to the roots of plants. Micoriza se asociază, se atașează de rădăcinile plantelor. Increases the surface area of the roots of the plant. Prin asta, rădăcinile culturilor capătă o suprafață mai mare în sol. Și prin asta permite plantei să găsească nutrienți acolo unde în mod normal nu i-ar găsi. Din păcate sau din fericire, micoriza nu poate trăi, nu există în solurile unde au fost aplicate sau sunt aplicate chimicale. Micoriza trăiește doar în soluri naturale, doar în soluri sănătoase. We cultivate this within our soil by adding compost. Noi susținem, cultivăm micoriza, o creștem în solul nostru și o creștem prin adăugarea de compost. And this is the compost here. Și aici vedeți o imagine a compostului nostru. It's made from chipped wood. Compostul nostru îl pregătim din rumeguș de lemn. And we make around 250 cubic meters every year. În fiecare an producem în jur de 250 de metri cub de compost. Very small amounts of this material will bring a lot of mycorrhiza to your soil. O cantitate foarte mică, un strat foarte subțire de compost va produce o cantitate foarte mare de micoriză în sol, va susține micoriza în sol. Mycorrhiza is just one of billions of different types of bacteria and fungi that should be living in your soil. Deși micoriza este doar una din bilioanele de bacterii și ciuperci microscopice care trebuie să se afle în sol, într-un sol sănătos. We encourage insects by growing different plants. So in the field we have these strips that run across the field. We call them beetle banks. La principiul ecologiei și sistemelor naturale, la ferma noastră noi atragem, noi creăm sisteme care să atragă insectele folositoare. De exemplu, noi în câmp avem fășii de plante sălbatice care sunt foarte și foarte atractive pentru insecte. Așa și le numim beetle banks, adică fășii de gândăcei. 2 metri. Aceste fășii au lățimea de 2 metri și leagă marginile, deci unesc două margini opuse ale câmpului, deci sunt de-a lungul întregului câmp și se află la 40-50 de metri distanță o fășie de altul. Deci câmpul este împărțit în parcele care sunt de fapt împărțite, hotarul sunt aceste fășii de plante sălbatice. And we grow a whole range of different deci noi nu creștem trandafiri, gherghine, flori frumoase care de fapt nu atrag insectele pentru că sunt prea complicate, florile sunt prea închise ca să intre. Noi creștem plante sălbatice foarte și foarte simple și mărunte. And we sow maybe up to 20 different wildflowers. Noi semănăm aceste flori sălbatice, 15-20 de specii de flori, noi le semănăm pe aceste fâșii și le păstrăm, avem grijă ca ele să se dezvolte. And these allow insects to develop and mature. Deci aceste plante permit insectelor să se dezvolte, să ajungă la maturitate. Really important, it allows insects somewhere to go during the winter to hibernate. Și foarte important, aceste sisteme servesc ca o casă de hibernare pentru aceste insecte, pentru că insectele au nevoie majoritate de hibernare. Dacă ardem tot de pe sol, v-ați ars și v-ați ras toată rezerva eco pentru anul viitor. If you just have a bare field and bare soil, you have very low degree of biological activity. Dacă aveți un câmp gol, fără nimic, fără acoperire, fără fășii, înseamnă că aveți un sol foarte și foarte sărac în biodiversitate. Can you say a few types of flowers that you use in beetle banks? Yeah, chicory. Chicoare, nezabutka, maci,
coada șoricelului, lucernă. Important este să găsiți plante endogene care caracterizează zona dumneavoastră. Nu cumpărați plante tropicale sau, eu știu, exotice, care nu știu ce, că acolo înflorește. Este important să urmați natura și să creșteți plantele care cresc. Ieșiți la marginea satului și vedeți ce plante cresc acolo. Da, umbeliferele sunt perfecte pentru că ele au suprafețe mari unde pot să aterizeze foarte multe insecte, dar floricelilor sunt foarte, foarte simple și atunci ele își găsesc nectarul foarte ușor. Sau, mă rog, da. Do you ever change these beetle banks or you keep between 5 and 10 years we change it? La fiecare 5-10 ani le mutăm un pic. Pentru că în 5-10 ani se apar deja plantele dominante și începe să dispară echilibru. De asta noi le mutăm și începem iarăși. Ele evoluționează de la sine. Niciodată nu le cosim. Deci ele rămân așa până în primăvară, până ies următoarele. Este foarte important să lăsați tulpinele acestor plante peste iarnă, pentru că ele servesc ca adăpost pentru insecte pe timp de iarnă. Ele sunt goale, uscate, calde și sunt adăpost perfect pentru insectele folositoare. In this field, we just recently had a flora survey about 155 different types of flowers. În acest câmp am avut acum un sondaj al florei sălbatice și s-au găsit peste 150 de specii de plante sălbatice în câmpul nostru agricol. Okay. Primăvara nu scurăță de uscăciune asta. So you don't clean it in spring? No. The only thing we do is remove trees. Sometimes trees establish. Noi scoatem câteodată încep să apară copăcei și pe aia îi smulgem, dar restul îi lăsăm. What about seeds? Don't they go into the soil next? Each side we have a 1 meter strip to keep clean. De fiecare parte a fâșiei avem câte un metru pe care îl ținem curat, îl cosim. Most of the seeds get eaten by birds. But, dar de fapt majoritatea semințelor sunt consumate de păsări care tot sunt atrase și menținute la. The perimeter of fields is very important. We plant trees. We planted hedges to increase the biodiversity. Perimetrul câmpului este foarte important, deci avem garduri verzi și la fiecare distanță de 10 metri avem copaci. De fapt, dacă o să porniți pe calea eco, o să citiți exact în lege unde scrie cum trebuie să creați aceste garduri verzi. And the beetle banks connect the hedges and the perimeter of the field together. Și aceste fâșii, v-am zis că ele unesc perimetrul câmpului. De ce? Pentru că why do they need to connect? Well, so that insects have corridors. Ca de ce le formează ca coridoare naturale pentru insecte să se miște prin aceste spații verzi. And some of these trees we trim occasionally. Unii din copaci îi curățim sau îi chiar tăiem ocazional, îi folosim la făcut focul. Some of them have fruits and berries. Unii au fructe și pomușoare. So they are productive areas. Și chiar le culegem pentru vânzare. And the ideal size for our intensive production of a field is no more than about 5 hectares in one field. O suprafață ideală pentru un câmp eco nu trebuie să fie mai mult de 5 hectare un câmp. In England, hedges are very common because we have a lot of wind and hedges are really good. Dacă veți veni vreodată în Anglia, veți observa că aceste garduri verzi, ele pătrund practic toată țara. Dacă vă uitați de sus, terenurile nu sunt așa ca aici, câmpuri imense, vaste, dar toate sunt împărțite așa ca de albine, ca fagii. De ce? Pentru că acolo vântul e foarte mare și chiar dacă nu e agricultură, ei tot timpul au gardurile este verzi ca să oprească vântul. Asta și la noi a fost cândva. We used to have the same in Moldova, but they stripped. Yeah.
Okay. The principles of justice, how we exercise. Cum aplicăm noi principiul justiției sau cum i-am mai spus eu echitabilității și respectului? We've chosen not to have animals on the farm. Noi am ales un model de agricultură unde nu avem nimic de făcut de afacere cu animalele de gospodărie. We care and respect wild animals. Noi avem un respect și avem grijă de animalele sălbatice care se află în jurul ferm, în apropiere. We care and respect for the wild environment. Respectăm și avem grijă față de flora naturală care se află în interiorul fermei, dar și în apropiere. We're lucky that all the staff we have live on the farm and receive decent pay. Toți angajații noștri trăiesc la fermă și noi le oferim cazare. Toți sunt achitați la fel, au același salariu. Everybody's treated the same. Toți sunt abordați în același fel, în mod egal. Everybody's paid the same. Yes, I said that. And we encourage and train new people into. Și noi ca directori avem același salariu ca și angajații noștri, ei de asta știu. Noi invităm și încurajăm tinerii fermieri să vină la noi, să învețe de la noi. And for several years we've been monitoring our carbon footprint. Și de câțiva ani noi deja monitorizăm emisiile noastre de CO2 care se creează de la diferite operațiuni de la fermă. So the policy is to increase the carbon content. Și monitorizăm sau aplicăm politici de acumulare a carbonului în sol. Deci scopul nostru este să fixăm mai mult carbon în sol și să emitem mai puțin carbon în atmosferă. Agriculture has an enormous possibility of capturing carbon from the air and putting it back into. Agricultura dispune de posibilități enorme de a captura, de a fixa carbonul din aer în sol. So on the farm we measure how much carbon we emit and how much carbon we put back. Avem sisteme deja elaborate științifice pe care noi le aplicăm la fermă și noi putem să calculăm anul ăsta prin ceea ce am produs noi, prin ceea ce am aplicat, prin ceea ce am cumpărat noi. Noi am capturat mai mult carbon sau am dăunat mediului pentru că am emis mai mult carbon în atmosferă. No, this is it. Conversion is after lunch. So we are feeding local people with local produce. La același principiu de respect și echitabilitate, noi oferim oamenilor din localitate, pentru că noi vindem doar local, le oferim mâncare sănătoasă. This is a sustainable use of the land. Și modul în care noi îngrijim sau lucrăm solul, pământul, este unul durabil, este unul care va rezista în viitor. Great Britain is not as lucky as Moldova with its soil. Noi în Anglia nu avem așa soluri bogate ca Moldova. Most people who come to my farm from Moldova are horrified when they look at the soil. Mulți moldoveni care vin la noi la fermă se sperie de calitatea solului, de solul de care noi îl avem, categoria. 40% sunt pietre, pe bulgări mari de pietre. We have only about 25 centimeters of soil. Avem undeva 25 de centimetri de sol. This is land which has been used for 10,000 years. Pentru că unde suntem noi acum, agricultura acolo are o vechime de 10.000 de ani. So it's all the more important for us that we farm it in a sustainable way. De ce pentru noi este foarte important să prelucrăm pământul într-un mod durabil, într-un mod care nu l-ar distruge odată cu plecarea noastră. Și ultimul principiu din cele patru, principiul grijei. Cum îl aplicăm noi la ferma noastră? Am vorbit mult despre grijă pe care noi o avem pentru mediul înconjurător, atât în cadrul fermei cât și în vecinătate. Încercăm să dezvoltăm culturi, mă rog, sau să avem o dezvoltare durabilă a culturilor, să cultivăm culturile care se simt la ele acasă acolo și nu sunt străine clime și localității unde suntem noi. No chemicals, bineînțeles no că nu folosim niciun fel de chemicale, nu folosim organisme genetic modificate and duty of care to our staff and our și avem o grijă
permanent atât față de angajații noștri, cât și față de clienții noștri care cumpără produsele noastre. I think that's it. This is the last slide. Este ultimul slide din această prezentare. This bird is a red kite. Este uliul roșu. They were extinct from Great Britain for a long time. Ei erau dispăruți în Marea Britanie o perioadă foarte îndelungată de timp. Why? They were persecuted during the 19th century and died out completely. Persecuted. Well, au fost vânați în secolul 19 și au dispărut complet. Small population was reintroduced 30 years ago. 30 de ani în urmă, un număr mic de ulei au fost reintroduși într-o regiune nu departe de ferma noastră. 10 pairs of birds. 10 perechi de păsări au fost reintroduse. It's been very successful. There's now over 3,000 pairs. A fost un proiect cu succes, acum se numără peste 3000 de perechi de ulei. And any day on our farm you can see at least 8 or 10 of these birds flying around. Și în orice zi la ferma noastră poți să vezi 8-10 ulei care zboară deasupra câmpurilor noastre. And these are a good indicator of the health of the environment. Când îi văd, eu știu că ferma mea este sănătoasă, pentru că prezența acestor prădători care se află în vârful piramidei ecologice este un indicator că acolo unde se află ei, acolo mediul este sănătos. Când ar câmpul în primăvară, uneori și câte 40 de ulei zboară din urma tractorului. And they're picking up worms. Pentru că își găsesc hrană, au multe râme. Other farms nearby, the non-organic, have almost no kites. Vecinii noștri care nu sunt organici, la ei ulei practic nu sunt. Pentru că nu au râme. Nu sunt, insecte, râme care ei se hrănesc în mare majoritate. Și eu cred că ei deja au învățat sunetul tractorului meu. Că nu mai mă pornesc de acasă, de casa noastră e chiar alături, ei deja mă așteaptă în câmp. Au raza, adică distanța între aripi de 2 metri. Sunt niște păsări enorme. This is finished, isn't it? Cât e oră? Dacă putem, da. E timpul, ok. Deci avem, da, un pic ne-am... No, we don't. No. Putem să luăm câteva întrebări sau doriți să mergem la prânz? Haideți. Două întrebări cu fâșiile de protecție și cu terenul agricol. Da. A spus că este foarte benefic, plante nu le atinge să rămână așa fâșiile de protecție. Dar terenurile agricole, le arați de toamnă, le provocați în sol, fărâmați plantele, le dați în sol sau primăvară, lăsați iarna așa întregi. About plowing, do you plow in the waste, the vegetable waste from beetle banks? No, well, only when they get destroyed every 5 or 10 years. Cu fâșiile le cultivăm doar la 5-10 ani. Dar restul, so the rest of the waste, like the vegetable waste. Well, I guess the worms take most of it, but we only cultivate very shallow. In spring. We leave all the waste near the surface. Noi arăm primăvara doar. De obicei, până primăvara, practic, nimic nu mai rămâne, pentru că avem atâtea râme, că ele foarte bine prelucrează vegetația, dar chiar și ceea ce a rămas, o arăm foarte la suprafață, așa, de 10 cm. Unele culturi nici nu le arăm, doar facem cultivații în față. Arăm numai acolo unde o să semănăm ceva din semință. Nu din răsadă. Dar dacă având 25 cm de sol, nu poți. Nu prea avem, da. Și dacă arăm maximum la 10 cm. Numai. Doar la cartofi arăm 15 cm.
adâncime. Because the soil is shallow or because that's what's recommended? Because if you turn deep, you kill all the soil life. Pentru că dacă are adânc, omori flora solului. O întorci, o expui și frigurilor și de asta se... Majoritatea bacteriilor se află în primii 10 centimetri. Where do you take the planting materials and seeds? Right, all the seeds are organic seed. We buy most of them, we save some seed, but most seed we buy. Unele semințe noi le păstrăm ale noastre, cei ce cumpărăm, suntem obligați să cumpărăm semințe certificate eco. Și tot rasadul creștem noi singuri. La căpșune cumpărăm what's parent plants? La căpșune cumpărăm doar planta, mă rog, primară din care propagăm, dar despre asta o să vorbim în detaliu mâine. La căpșune lesia le păstrează pentru insecte. So, if your neighbor uses insecticide and you have these beetle bugs, how do you protect the beetle bugs? My neighbor doesn't, since they're quite a long way away. Hedges are very important. De fapt, vecinii noștri sunt destul de departe de noi, ca să ne afecteze, dar e foarte important să aveți gardurile astea verzi. Asta e o regulă oricum după legea ECO și mai este o regulă, distanța la care trebuie să fie următorul câmp, nu țin minte care e acolo. Și chiar și cei care nu sunt ECO, ei sunt foarte strict controlați în ce privește stropitul, cantitatea, când stropesc, cum e timpul afară. Da, da, în Marea Britanie, da. Da. În Europa, în general, în Europa. Da. Are you going to talk about fertility building later? O să vorbim despre fertilizare separat. Câți? How much rainfall do you get? It's about 550 de milimetri pe an. Dar fără irigare noi nu ne descurcăm. Anul ăsta am avut doar 250. Da. Foarte uscat. Ok, eu cred că trebuie să mergem la masă ca să nu ne... Haideți să ne înțelegem, pentru că vine doamna Marcela Stahi la ora 2:30. Noi mai avem o prezentare despre conversie. De următoare prezentare va fi... Lasă să spuneți acum să vă numesc corect, vreau să zic să vă numiți. Uh-huh. Deci noi așa facem. Noi sunteți Tamara Șchiop. Noi deja scriem așa. Uh-huh. Uh-huh. Tamara Șchiop și pentru titlu cum vă scriem acolo? Uh-huh. Nutriționist, fermier eco, Marea Britanie. Deci vreau să vă întreb, care sunt scopul cursurilor de instruire? Scopul acestui curs este de a iniția, de a inspira mai mulți producători autohtoni să treacă la agricultura eco, mai ales că cultura pe care astăzi o discutăm, și anume cultura pomușoarelor, se încadrează perfect atât în modelul eco, cât și în modelul sănătate. Deci pomușoarele fiind, majoritatea fiind, încadrându-se în categoria produselor super, deci super sănătoase, eu cred că acești fermieri își vor găsi răspuns la întrebări și vor decide să pornească pe calea certificării ecologice a produselor sale. Până una alta, ați avut niște întrebări așa mai curioase din partea celor prezenți în sală? Da, sunt curioși la capitolul protecția mediului la fermă. Este bine cunoscut că în Moldova fermele, în majoritate, sunt lăsate peste iarnă pustii, să zicem așa, fără acoperiș verde. Și sunt mirați să vadă că noi nu arăm din toamnă, noi nu cosim resturile vegetale, că noi nu cultivăm tot pământul, dar cultivăm anumite fășii doar pentru insecte, doar cu flori sălbatice. Ce practici care sunt ușor de aplicat, dar mai puțin obișnuite. Era o
problema acolo în spate s-a rezolvat. Da. Eu am zis că ei au rămas foarte uimiți, surprinși, plăcut de aceste garduri verzi care le aveți acolo. Spuneți-mă, rog, dar iată gardurile verzi, da? De ce ele sunt alcătuite din arbuști și arbori? Da. Sau cum e? Vreau să vă povestiți dumneavoastră. Gardurile verzi sunt nu doar o tradiție englezească, ele au fost prezente și în Moldova. Dar odată cu trecerea la agricultura industrială, aceste fâșii verzi au dispărut, bineînțeles, pentru a se crea câmpuri enorme, pentru mașini enorme. Acum se întoarce istoria. Mai mult decât atât, în agricultura ecologică este absolut obligatoriu să îngrădești ferma cu un gard verde. Și deja sunt diferite tehnologii, diferite culturi care pot fi crescute în aceste îngrădiri verzi. Ele nu sunt neapărat doar pentru a păzi câmpul de anumiți poluanți de la vecini. Ei pot fi cultivați fie pentru lemn de foc, fie pentru rumeguș, fie pentru fructe și pomușoare. Deci aceste garduri pot fi productive, nu sunt doar cu scopul de a fi, de a proteja câmpul de vânt și de poluanți, ceea ce de asemenea este foarte important. La noi, în Moldova, foarte des se confundă produsele bio și eco. Iată așa, în linii generale, care ar fi diferența dintre aceste două feluri? Nu există nicio diferență între produsul bio și eco. În unele spații, în unele țări, de exemplu, în spațiul anglosaxon se folosește cuvântul organic, în Franța, Olanda, Italia se folosește cuvântul eco. Bio, în Moldova se folosește cuvântul eco, aceste trei cuvinte, eco, bio, organic, sunt absolut la fel. Dacă vă referiți la produsele biodinamice, există și așa categorie de produse, mai rar întâlnită și pomenită în Moldova, acestea sunt produse la fel ecologice, dar sunt crescute mai mult conform ritmurilor lunii. Este o tehnologie mai deosebită, așa, biodinamică, dar sunt și ele ecologice sau biologice sau organice în esență. Foarte interesant. Alte întrebări vă las pentru mâine, că okay. Fiecare zi tot trebuie să vă întreb. Și cu și deja... soțul meu, dacă o să vreți să luați ceva. O întrebare, că... dar deja mâine, că mâine, de fapt, el o să vorbească. Dacă vreți...